pneumolog la Spitalul din Galați, conduce compartimentul de infecții respiratorii al acestui spital. Dânsul are pagina Spitalul Virtual de Pneumologie, așa cum ați văzut, pe grupul de asistenți face postări foarte interesante. De asemenea, are un canal de YouTube unde postează clipuri interesante cu privire la infecțiile respiratorii, cu privire la tratamentele specifice ale infecțiilor respiratorii. A postat recent materiale interesante despre infecțiile virale cu COVID-19, așa că o să vă invităm să puneți întrebări, tot ceea ce vă preocupă și vă interesează legat de acest subiect, menționez strict de acest subiect, vă rog, nu puneți întrebări cu privire la plăci, cu privire la alte tipuri de manopere care nu îl vizează pe domnul doctor sau nu îi sunt familiare. În primul rând, vreau să vă spun de ce am inițiat această serie de live-uri cu medici. Și am avut bunăvoința dânșilor și doctorul Suciu și domnul doctor Sorin Bivolaru, sperăm să mai avem și alți medici cu care am vorbit deja, să intre în live cu noi. Ne interesează interrelaționarea asistent medic în echipa medicală, pentru că, după cum bine vedem, sunt tot felul de discuții și ai senzația din toate discuțiile pe care le vezi și comentariile pe care le vezi pe grupul de asistenți, pe care deja avem 43.000 de membri, vezi comentarii din care ai avea senzația că între medici și asistenți este un război al orgoliilor. Ar trebui să înțelegem că nu este în interesul pacientului să fie așa ceva. Este în interesul pacientului și a echipei medicale să fie o colaborare extra aceste, știu, divergențe de opinii, de unde asistenții au senzația că medicii iar umili. Am întâlnit mereu această afirmație, deși nu este deloc adevărat, dar am vrut să întrebăm un medic sau mai mulți, să întrebăm de ce. Care sunt așteptările medicului de la un asistent medical? Ce se așteaptă medicul să știe un asistent? Cum se așteaptă medicul să se implice un asistent? Cât la sută din activitatea asistentului medical o reprezintă activitatea în echipa medicală? Și de aceea o să vreau să puneți și întrebări, să-i puneți întrebări, să vedem. De unde apar neînțelegerile? Unde sunt neînțelegerile? Și ar fi bine în felul acesta să încercăm și noi, ca asistenți medicali, să ne creștem performanțele, să ne îmbunătățim și să încercăm să fim pe placul lor. Adică, sigur, nu în sensul că, vai de mine, trebuie să fim lingușitori sau, știu eu, să-l periem de scame. Nu în sensul ăsta. Trebuie să știm să colaborăm în mod eficient. Da? Deci nu este util să încercăm să avem divergențe de opinii, să ne arătăm supremația cu privire la anumite manopere. Medicul e medic, știe treaba lui de medic, asistentul e asistent, știe treaba lui de asistent. Și o bună colaborare ar duce foarte bine la o reușită terapeutică, iar pacientul avea numai de câștigat. Bun, dragii mei, având în vedere că cei care aveau de gând să intre în live, mă gândesc că au intrat deja. O să încercăm să-l contactăm pe domnul doctor. Dânsul știe deja că urmează să fie sunat, văd că deja este și online. Să sperăm că nu avem probleme cu tehnologia și că o să ne audă. Domnul doctor, nu vă vedem. Să sperăm că nu avem Vă probleme cu aud, tehnologia. dar nu vă văd. Așa, Ne audă. așa, dar vă văd cu Cred că ar capătul. trebui. Da. Bună seara, cred că ar trebui să mă și auziți. Da, acum, da, domnul doctor, dar vă văd cu capul în jos, adică în lateral. Cred că imediat, imediat ar trebui să. Așa e, perfect, domnul doctor, super! Cred că ar trebui să întoarcă și imaginea într-un final. E perfect, e perfect, super. Sper că mă Aoleu. și auziți bine, că eu nu pot să fac o evaluare la momentul ăsta. E perfect, domnul doctor, se aude excepțional.
Așa. Și ne bucurăm că am reușit să luăm legătura. Așa cum poate, nu știu dacă ați reușit să urmăriți ce am zis până acum, scopul live-urilor, așa cum v-am și spus, este îmbunătățirea relației medic-asistent. Și ăsta e scopul pentru care v-am invitat și invităm și pe ceilalți medici. Am dorit din suflet să îmbunătățim această relație, sigur în interesul pacientului, evident. Și atunci am vrea oarecum, firar să fie, îmi cer scuze, vroiam să pun întrebarea. Prima întrebare e o mică prezentare, de fapt nu e o întrebare, aș dori să faceți o mică prezentare cu privire la activitatea dumneavoastră. Bun, o să fiu foarte scurt privitor la aspectele legate de mine. Sunt medic specialist pneumolog cu competență în bronhoscopie și somnologie. Din 2015, mai precis din ianuarie 2015, activez ca medic specialist în cadrul secției de medicină internă, compartimentul de pneumologie a Spitalului Militar din Galați. În mare parte, cam asta este. Mi-am terminat specialitatea la Institutul Marius Nasta din București. Tot acolo mi-am făcut și competența, sau mi-am luat competența, sau mi-am obținut competența în bronhoscopie și somnologie. Din 2018 sunt student doctorant la Universitatea de Medicină și Farmacie din București. Și tot din 2018 colaborez cu Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea de Medicină și Farmacie, în calitate de asistent universitar. Cam asta în mare despre mine și încă o mică chestiune. Din toată patologia, sau mă rog, din specialitatea pneumologie, am o mică sensibilitate vis-a-vis de două aspecte, și anume patologia somnului și patologia sau aspectele bronhoscopice ale patologiei pulmonare. Cam Foarte, asta foarte despre interesant. mine în mare. Foarte interesant. La Galați de când sunteți, domnul doctor? Când am... Din ianuarie 2015, când am început să lucrez, eu neavând nicio legătură cu municipiul Galați. Deci dumneavoastră sunteți din București, să înțeleg. Nu. Eu sunt la origine din județul Gorj. Mi-am Ah. făcut facultatea de medicină în Craiova și ulterior am plecat la București pentru a-mi face specialitatea, mai precis examenul de rezidențiat. Și Ce cam frumos! asta, da, și cam asta este povestea. Super, super! Vă mulțumim tare mult pentru împărtășire și haideți să începem să discutăm un pic. Deși m-ar interesa pe mine să știu cam ce vă așteptați dumneavoastră să știe un asistent cu care colaborați. Acum, sigur, e un pic cam generică întrebarea, dar o să revenim pe parcurs cu să detaliem. În regulă. Păi, în primul rând, haideți să facem în felul următor. Cred că așteptările nu sunt doar în ceea ce privește profesia de asistent medical, cât sunt și aspecte legate de pregătirea unui asistent medical. Da? Și aș vrea să subliniez încă de la început care este rolul unui asistent sau care este rolul pe care mi-l doresc de la un asistent, și anume acela de a îngriji pacientul. Iar când spun a îngriji pacientul, chestia asta nu e o chestiune simplă care de multe ori rămâne doar la nivel de vorbă, la nivel declarativ. Îngrijirea pacientului este un act medical extrem, extrem de complex, fără de care evoluția pacientului n-ar fi una bună sau fără o îngrijire adecvată, cu toate terapiile medicamentoase recomandate de medic, pacientul nu se va îndrepta într-o direcție pozitivă sau către o ameliorare a suferinței. Ăsta este primul aspect pe care îl urmăresc la pacienți, la asistenții medicali, și al doilea aspect pe care îl urmăresc este acela, sau pe care mi-l doresc, hai să nu spun urmăresc, pentru că sună destul de urât, este acela că înainte de a fi asistenți medicali suntem oameni și ar trebui să nu uităm aspectul ăsta. Dacă plecăm la serviciu doar cu ideea că noi suntem asistenți și trebuie să ne facem doar ce scrie, să îndeplinim doar ce scrie în fișa postului, s-ar putea să ajungem să fim niște oameni care, mă rog, rezultatul final ar fi acela de a ne aștepta doar salariu la mijlocul lunii sau la sfârșit de lună. Dar dacă plecăm la serviciu cu ideea că înainte de a fi,
de faptul că suntem medici sau că suntem asistenți sau ce suntem noi în cadrul unei instituții, suntem oameni, lucrurile stau un pic diferit și este de dorit să se întâmple așa. Deci, practic, trebuie când mergi la muncă să nu îți faci doar muncă, adică nu mergi să faci doar meserie, să încerci să te implici, să fii om, să privești pacientul din punct de vedere holistic, adică asistentul cu atât mai mult trebuie să facă asta. Cum am discutat anterior în testarea pe care am făcut-o, mi-ați spus că dumneavoastră vă așteptați ca asistentul care stă pe secție, el să fie ochii și urechile dumneavoastră în absența dumneavoastră. Bun. În ceea ce privește, mă rog, secția în care lucrez, și anume secția de medicină internă, respectiv compartimentul de pneumologie, este un pic atipic din multe puncte de vedere, iar această atipie cred că se întâlnește în multe unități medicale din România, doar că de foarte multe ori nu ne place să o recunoaștem. Ce înseamnă atipic? Înseamnă că sunt singurul medic pneumolog în zona de patologie respiratorie. Asta înseamnă că odată ce pacienții au fost internați în secția de medicină internă, respectiv compartimentul de pneumologie, medicul sau ei sunt sub supraveghere medicală pneumologică, hai să zicem de specialitate, da? Până pe la ora 14 când se termină programul medicului. E, de la ora 14 încolo încep majoritatea problemelor, în sensul că toți pacienții din secția de medicină internă, cu toate subcompartimentele ei, rămân în grija medicului de gardă. Medic de gardă care poate să fie internist, cardiolog, pneumolog și ce mai avem noi pe acolo, dintre colegii care fac gărzi. Ei bine, asistentul medical care se ocupă de pacienții din compartimentul de pneumologie trebuie să fie omul meu de bază sau trebuie să fie oamenii mei de bază. De ce? Că în baza elementelor pe care ei mi le transmit ca și simptomatologie și semne sau constante pe care le identifică la pacienți, în baza a ceea ce îmi transmit ei pot să iau o decizie de la distanță privind atitudinea terapeutică sau în următorul pas sau în funcție de informațiile pe care le primesc, se anunță medicul de gardă și eu vin la spital. Asta înseamnă că actul medical nu se desfășoară doar de la 8 la 14 când medicul este la spital, ci actul medical este un proces continuu. Iar acest proces continuu, în mare parte, stă pe umerii asistenților medicali. Și când am spus de la început că îmi doresc asistenți medicali pregătiți, mă refeream la a cunoaște patologia din zona în care activează. Și în cazul de față o să vorbim despre patologia respiratorie. În sensul că asistenții medicali care lucrează pe secțiile de pneumologie sau care îngrijesc pacienți cu patologie respiratorie trebuie să cunoască foarte bine simptomatologia bolilor și mai mult decât atât trebuie să cunoască bolile. De ce? Pentru că ei sunt primii care interacționează cu pacientul și atunci când acestuia este bine și când pacientul este rău. Și ei trebuie să cunoască semnele și simptomele bolilor pe care pacientul le are. Mai mult decât atât, ei trebuie să recunoască semnele și simptomele de gravitate, astfel încât să poată decide pe cine anunță prima dată, pentru că ei sunt oamenii lângă care sau care stau cel mai mult lângă pacient. Practic, 80% din timpul pe care pacientul îl petrece în spital este sub supravegherea asistenților. Iar dacă asistenții sunt bine pregătiți și cunosc foarte bine patologia, știu foarte bine ce au de făcut. Iar când spun ce au de făcut, mă refer la decizia de a anunța anumite, să zicem așa, specialități. În sensul că dacă se ivește o urgență medicală, asistentul va decide să cheme prima dată compartimentul de primiri urgențe sau compartimentul de terapie intensivă, ulterior anunțând medicul de gardă și medicul curant. În acest fel se câștigă foarte, foarte mult timp, în sensul că dacă se anunță medicul curant, ulterior medicul de gardă, ulterior medicul de primiri urgențe sau medicul anestezist, situația s-ar putea să fie suficient de gravă și se întârzie foarte mult actul medical de urgență. Prin urmare, asistentul medical are o responsabilitate importantă, mai ales când vorbim de acest gen de secții. Și știm cu toții că în mare parte medicul, mă rog, se îngrijește de mai multe secții sau de mai mulți pacienți, el neputând fi prezent în același timp
pe toate etajele sau în toate zonele pe care le are în grijă. Și atunci asistenții practic sunt ochii și urechile medicului. Întreba un coleg Urmă. dacă dumneavoastră, în contextul acesta în care el stabilește că ar fi mai important decât medicul de gardă să cheme rapid urgentistul sau internistul sau pe altcine, pneumologul, de exemplu, și vă contactează, vă cheamă, întreba colegul, dar nu se supără medicul de gardă că a trecut peste el? Bun. Există oameni și oameni, da? Și când vorbim de oameni și oameni, e greu de cuantificat orgoliul fiecăruia dintre colegii cu care lucrăm. La început, când am venit în spital, poate că și acum mulți dintre colegii asistenții încă au senzația că, mă rog, subsemnatul are capriciile lui. De ce spun asta? Da, după ce fac această mică paranteză, o să revin cu un răspuns și la întrebarea dumneavoastră. Și anume, eu, nefiind foarte mult timp la spital, țin foarte mult ca asistenții medicali să-mi comunice anumiți parametri pe care eu îi stabilesc prin notarea în fișa de observație și, evident, prin notarea raportului pe care asistenții îl au pentru a-și preda tura unul celuilalt. Și în funcție de anumiți parametri pot să iau decizii terapeutice sau decizii de investigații suplimentare pentru ziua următoare telefonic, având în vedere că nu se modifică nimic în starea de sănătate a pacientului. Însă, în momentul în care apar o modificare în starea generală sau apar semne și simptome noi pe care asistenții le identifică, sau dacă se modifică anumiți parametri comparativ cu ce aveam în momentul vizitei sau când am văzut pacientul, atunci, din punctul meu de vedere, asistentul nu are niciun soi de restricție în a decide care dintre medici se anunță. De regulă, dacă simptomatologia pacientului sau, să zicem așa, pacientul este oarecum echilibrat din punct de vedere cardiac și respirator, protocolul impune ca să se anunțe medicul de gardă pe zona de medicină internă. Însă, dacă avem o stare generală gravă, da, în sensul că pacientul are o saturație scăzută, că e hipotensiv, că, mă rog, e confuz sau, Doamne ferește, într-un stop cardiorespirator, atunci asistentul medical are obligația să anunțe prima dată medicul de primiri urgențe, ulterior medicul de gardă, astfel încât se economisește foarte, foarte mult timp în acordarea primului ajutor într-o stare gravă. Și atunci n-ar trebui să vorbim de orgolii. De Mi se ce? pare normal. De ce? Pentru că primul sau cel mai important lucru este interesul pacientului, iar interesul pacientului este acela de a depăși momentul critic, iar momentul critic îl depășește doar după o intervenție promptă și corectă. Dacă asistentul pierde timpul cu telefoane la medicul curant, cu telefoane la medicul de gardă și pacientul nostru este în stop cardiac sau cardiorespirator, da, s-a pierdut foarte mult timp cu telefoanele până ajunge medicul de primiri urgențe. Acesta nu poate să facă altceva decât să constate decesul sau, mă rog, beneficiul pentru pacient al intervenției să fie foarte mic. Motiv pentru care, din punctul meu de vedere, și vorbesc în ceea ce mă privește, nu am orgolii dacă într-o situație de criză primul care este anunțat este medicul de primiri urgențe. De altfel, deși recomand pacienților, în momentul în care identifică anumite elemente de instabilitate hemodinamică și respiratorie la un pacient, primul medic pe care îl anunță este medicul de gardă. De ce? Pentru că el este responsabil de pacienți în momentul respectiv, iar dacă situația o impune și medicul de gardă consideră să mă anunțe și să-mi solicite ajutorul și eventual ajutorul celorlalți colegi, fără niciun fel de problemă, din punctul meu de vedere, are mână liberă. Da? Deci să Dar înțeleg, în dragi colegi, că cu riscul de a-ți o lua, cum se zice, da? Cu riscul de a-ți o lua, viața pacientului e mai presus de orice și atunci, bineînțeles, că trebuie să. Asta trebuie luat în vedere, să faci tot ceea ce este important. Și acum, o situație, eu știu că la dumneavoastră, pe secție, un lucru foarte grav care se poate întâmpla este și tromboembolismul pulmonar. Un tromboembolism pulmonar masiv, de exemplu, într-un tromboembolism masiv, intervenția se impune în maxim 4 minute ca să poți să-i salvezi viața, dacă e masiv tromboembolismul. Mă rog, eu am vorbit de o situație și mai Da. gravă, și anume de stopul Da. cardiorespirator, unde intervenția ar trebui să fie mult mai rapidă,
astfel încât pacientul să aibă reale șanse de a fi resuscitat. Mă rog, și de aici încolo, asistentul are în mână decizia și am dat un exemplu privitor la o decizie pe care trebuie să o ia. Cu cât decizia asistentului medical este una mai promptă și mai corectă, cu atât șansele pacientului de a fi îngrijit în mod corespunzător și rapid sunt mult mai mari. Dacă asistentul se cramponează de anumite orgolii personale, de anumite orgolii ale medicului de gardă, mă rog, ale diverselor personalități din instituția în care lucrează, s-ar putea ca deciziile să fie luate în baza acestor orgolii și în defavoarea și, mă rog, nu neapărat în beneficiul pacientului. Acum eu am menționat de tromboembolism pentru că un stop respirator e atât de evident pentru că se oprește respirația. Pe când într-un tromboembolism trebuie să ai chestii de finețe ca să observi o disnee și să sesizezi că ceva nu e în regulă. Deci când vezi că s-a oprit respirația, da, s-a oprit, e stop. Dar vreau să revin la ce spuneați anterior. Cât de important e să cunoști bolile și simptomele, semnele și simptomele. Foarte, foarte important. Și acum, domnul doctor, vreau să vă întreb, să vă pun o, Mă rog. deci vreau să vă pun o următoare întrebare, dar acest, da, numai o clipă îmi face figuri. Bun, o secundiță. Vreau să vă întreb, ce vă deranjează în mod specific la un asistent medical? Deci, Bun, e o întrebare extrem de sensibilă, pentru că poate să implice foarte, foarte mult subiectivism, motiv pentru care în momentul în care la un moment dat noi am discutat despre această chestiune, eu mi-am notat câteva, am stat și am analizat un pic comportamentul oamenilor cu care lucrez și cu care am lucrat de-a lungul timpului și mi-am notat câteva lucruri care m-ar deranja și mă deranjează în mod special la colegii cu care lucrez și nu neapărat la colegii asistenți, pentru că pot fi colegi de alte specialități care, mă rog, să aibă mai puțină legătură cu partea clinică sau cu partea medicală și să aibă anumite scăpări. De ce? Pentru că noi, ca și lume medicală, că suntem medici, că suntem asistenți, avem câteva, mă rog, cutume, iar una dintre ele este să ne focusăm doar pe specialitatea noastră și să ne scape, practic, din vedere ansamblul și anume pacientul, că pacientul nu are doar o boală respiratorie, ci poate să aibă mult mai multe boli. Și focusându-ne doar pe boala respiratorie, nu facem altceva decât să scăpăm celelalte patologii din mână și astfel încercăm să-l compensăm respirator, dar pe de altă parte, el se decompensează cardiac sau, mă rog, din alte puncte de vedere. Motiv pentru care mi-am notat aspectele care mă deranjează, mă rog, la colaborarea cu colegii și hai să, în cazul nostru, să mergem pe parte de asistenți medicali. Primul și cel mai important, necunoașterea semnelor și simptomelor în anumite boli. Da? Mă rog, am spus asta, dar o subliniez pentru că, pe lângă faptul că mă deranjează, este o chestiune care scade calitatea actului medical. Scăzând calitatea actului medical, mă rog, șansele pacientului de a se recupera sau șansele pacientului de a avea o calitate a vieții net îmbunătățită după o perioadă pe care o stă într-o secție de boli respiratorii și în cazul de față în secția mea, scad foarte mult. Iar scopul meu este să îmbunătățesc calitatea vieții oamenilor și acolo unde se poate să-i îndrumăm pe drumul către vindecare, prin terapia pe care eu prescrie medicul, adică eu, și prin actul medical de îngrijire pe care îl oferă corpul de asistenți medicali. Al doilea lucru care mă deranjează în colaborarea cu asistenții medicali este necunoașterea semnelor și simptomelor de gravitate. Ca să cunoști semnele și simptomele de gravitate, ai nevoie să cunoști bolile. Și nu o să discut și nu o să intru în elementele de pregătire din școlile de Puteți asistenți să intrați, medicali. domnul doctor, că poate așa îi scuturăm un pic pe cei care tot strigă pe grup că nu-i treaba mea. Credeți-mă, și eu am inițiat aceste live-uri pentru că aud frecvent cutuma asta, nu-i treaba mea de asistent medical să știu. Ba, eu cred și sper că sunt în asentimentul nostru că e treaba noastră să știm ce ține de sănătatea umană, nu? Da, sunt foarte de acord cu dumneavoastră, pentru că vorbim de asistenți medicali generaliști. Asta înseamnă că asistenții medicali trebuie să aibă o bază de cunoștințe
Cum de altfel și noi medicii trebuie să avem o bază de cunoștințe medicale. De ce? Pentru că noi n-am terminat, sau eu nu am terminat facultatea de medicină respiratorie. Nu, am terminat facultatea de medicină generală în care am studiat elementele de bază din toate specialitățile. Ulterior, când mi-am ales specialitatea pneumologie, am studiat pneumologie și specialitățile colaterale pneumologiei, în sensul de medicină internă, cardiologie, patologie infecțioasă, în sensul de boli infecțioase, am studiat radiologie, deci tot ce ține conex de această specialitate. Prin urmare, eu ca și medic pneumolog nu pot să spun că nu am elemente de medicină internă. Deci, practic, eu la bază sunt internist, da, sau medic generalist, cu competență sau cu specializare pe boli respiratorii. Motiv pentru care și asistenții sunt asistenți generaliști care ar trebui să aibă un cumul de informații teoretice și să știe să facă un număr de manevre practice, indiferent de specialitatea de care vorbim. Ulterior, mă rog, asistenții medicali se specializează la locul de muncă prin învățarea și deprinderea anumitor tehnici, da? Medicale care țin de specialitatea în care lucrează sau vor lucra. Exact. Ar mai fi ceva Cam. de spus la secțiunea asta sau la ce O, vă deranjează oricum? Vă rog, da, mai am, vă mai rog. am, mai am. E lungă Una. lista, domnul doctor, că mai... Nu e foarte. Cum e? Mă rog, în ceea Dar ce nu, mă vrem privește. să știm tot. Serios, vrem să știm tot. Chiar vrem să știm cum trebuie să colaborăm cu dumneavoastră medicii. Bun. Mi-am mai notat pe această listă a aspectelor care mă deranjează la un asistent medical nepăsarea. Pe sistemul LAS că merge așa. Lipsa de empatie. Facem că, mă rog, trebuie făcut, că ne aflăm pe aici, că e al dracu doctorul, că, mă rog, chestii de genul ăsta, da? Mă mai deranjează venitul la spital doar pentru salariu. Îl cunoașteți pe ăsta? Da, e groaznic. Da. Îl cunosc. Dați că cineva încearcă să mă caute, o să încercăm să. Bun. Mă deranjează foarte tare venitul la serviciu pentru salariu, adică intrăm la 7 fix pe poarta spitalului, la 7 fix nu ne interesează ce se întâmplă în urma noastră, noi am dezbrăcat halatul și plecăm pentru că ni s-a terminat tura. Nu vreți să știți ce discuții am avut la un moment dat cu colegii pe această temă. Bun. Cam astea ar fi lucrurile care mă deranjează, să zicem așa, la modul grosier. Că mai sunt aspecte, mă rog, mai subțirele, lista poate continua, dar de aici putem începe și discuția o putem dezvolta, dar nu cred că vrem să ne axăm doar pe aspectele pe care, mă rog. Eu vreau să dăm și așa un exemplu. O să-l dau eu. Sigur, nu știu Mă dacă rog. în spital se întâmplă și așa cum se întâmplă la domicilii sau la cabinete, dar să zicem prin absurd, utopic vorbind. Așa. Pacientului s-a recoltat un set de analize dimineața când erați dumneavoastră acolo. Plecați la ora 2 acasă, să zicem că rezultatele vin undeva pe la ora 6 după amiaza, la 18, și analizele respective prezintă niște valori de urgență, care implică urgență. Acum nu știu la dumneavoastră cum e, dacă mai este, vin rezultatele la medicul de gardă sau le vede direct asistentul, dar eu cred că un asistent ar trebui să știe valorile critice. Cum ar fi, de exemplu, o hemoglobină de 5 care impune, să zic, deci este iminență de deces și asistentul ar trebui să știe lucrul ăsta. Și atunci, sigur, chiar dacă pacientul nu prezintă simptome care s-ar fi modificat în ultimul timp sever, dar el după analize trebuie să știe că este o iminență de deces în acest caz. Sau altele, zic, da? O creatinină enormă sau... Deci el ar trebui să știe lucrul ăsta. Deci nu știu dacă se întâmplă la dumneavoastră. Mă rog, la noi lucrurile sunt puse, să zicem așa, hai să începem un pic de la geneza, ca să spun așa, să mă exprim într-o formă plastică. Eu când am venit la Spitalul Militar din Galați, Spitalul Militar nu avea medic pneumolog cam de 4 ani, dacă nu greșesc, Incredibil. motiv pentru care compartimentul de pneumologie nu exista. În momentul în care am venit eu, au trebuit, sau colegii din conducere, sau conducerea spitalului, a trebuit să decidă colectivul medical cu care voi lucra.
Motiv pentru care s-a îngropit ce s-a putut, adică s-a luat un asistent din secția X sau din zona X, s-a luat un asistent din zona Y și tot așa, până în momentul în care s-a reușit completarea unei echipe cu care să pot lucra în compartimentul de pneumologie. Motiv pentru care toți asistenții nu prea aveau, să zicem așa, sau unii dintre asistenți nu prea știau ce înseamnă îngrijirea unui pacient cu patologie respiratorie. Motiv pentru care a trebuit să luăm lucrurile cam de la început. Repet, cam de la început, pentru că erau unii colegi care sau colegi asistenți care lucraseră înainte cu colegul doctor, dar mă rog, fusese această pauză de 4 ani, se mai pierd din elementele de îngrijire a pacientului și erau colegi noi care lucraseră în alte secții. Bun, și a trebuit să facem întâlniri periodice în care să discutăm despre ceea ce mă interesează pe mine la un pacient respirator, în sensul de parametri, ce se măsoară, mă rog, când, cum și în ce fel se transmite. Și am stabilit aceste lucruri. Printre discuțiile pe care le-am avut, evident că am discutat și cu pacienții exact situația, cu asistenții exact situația pe care ați descris-o. Motiv pentru care atunci când internăm un pacient destul de târziu, eu plec mai devreme sau chiar la timp și analizele nu sunt gata, colegii mei asistenți, în afara faptului se uită pe asistenți, pe investigații, mi le și trimit prin intermediul, mă rog, mi le și trimit astfel încât să pot să le văd și să luăm o decizie împreună. Și pacientul, practic, să nu rămână în spital fără ca actul medical să fie oarecum complet prin o privire de ansamblu asupra valorilor biologice identificate la, mă rog, pe care le are. Motiv pentru care nu prea se întâmplă această poveste. Mai mult decât atât, dacă apare o situație specială, în sensul că avem o creatinină mare, o glicemie mare, o uree mare, la noi există o frumoasă colaborare cu toți pacienți, cu toți colegii, motiv pentru care colegii din laborator ne sună punctual și ne anunță. Vedeți că la pacientul X aveți o glicemie de 400, adică înainte ca ei să valideze treaba asta și să ne bage rezultatul în sistem și eventual noi să intrăm în posesia lui, ne anunță telefonic în ideea de a cumva de a nu ne scăpa lucrurile astea. Și atunci când vorbim de modificări de laboratori importante cu potențial de risc asupra pacientului sau vieții pacientului, suntem anunțați chiar de la laborator. Da? Deci nu se pune problema să avem situații în care să ne scape lucrurile astea. Iar dacă ne scapă, ne bazăm pe vigilența colegilor asistenți care identifică valorile și anunță medicul sau în ceea ce vorbim în cazul de față, mă anunță. Nu știu ce se întâmplă în celelalte zone de activitate, pentru că nu e treaba mea să verific ce se întâmplă acolo. Abia am vrut să punctez treaba asta ca să înțeleagă că de-aia suntem o echipă. Adică dacă scapă unuia ceva, trebuie să fie celălalt, da, de backup, mâna a doua sau cum se spune, da? Bun, domnul doctor, haideți să trecem la următoarea întrebare pe care vreau să o pun. Care sunt informațiile pe care v-ați dori sau ați permite dumneavoastră să le dea asistentul medical aparținătorilor sau pacienților? Asta în contextul în care de regulă asistenții spun nu ne dă voie medicul să zicem nimica. Acum, nu știu cum e la dumneavoastră, vă pot spune cum era la noi. Dacă medicul cu care eu am lucrat a considerat la un moment dat că mă aude vorbind, sigur că mă asculta întotdeauna când caz gura, și a considerat că poate să se bazeze pe mine și că informațiile pe care eu le dau sunt pertinente și că știu exact când pot să-mi caz gura și când nu și că ce reprezintă o prostie și ce nu, automat sigur că are încredere. Bun, cum se întâmplă lucrurile la dumneavoastră? Bun, la noi se întâmplă lucrurile în felul următor. Din nefericire, că nu există fericire. În sistemul de sănătate există mai rar fericirea, da? Din nefericire nu am șansa să lucrez cu același asistent în fiecare zi, da? Sau dacă se întâmplă ca într-o zi să beneficiez de ajutorul a doi colegi asistenți, unul dintre ei este la 8 ore și unul este la 12 ore.
De regulă, asistentul medical care este la 8 ore se ocupă de pacienții pe care îi văd în sistem ambulator sau în sistem foi de zi, da? Și colegii care lucrează în spital știu despre ce este vorba. Și cel care lucrează la 12 ore, de regulă, se ocupă de pacienții internați la pat. Și în funcție de cât de multă muncă este într-o parte sau în cealaltă, se ajută între ei, da? Dar cam asta este împărțirea. Însă rare sunt situațiile când beneficiezi de doi asistenți. Foarte mare. Nebeneficiind în fiecare zi de același asistent medical, asta înseamnă că asistentul care lucrează astăzi nu o să fie mâine, iar cel care este mâine nu o să știe mare lucru despre pacientul internat cu o zi înainte, decât ce i s-a transmis din gură în gură și prin raportul de tură pe care și-l transmit asistenții între ei, dar este unul destul de sumar în care se notează doar aspectele pe care le-au făcut, pe care urmează să le facă și chestii de genul ăsta. Adică vorbim de o cunoaștere administrativă a pacientului, da? Și, mă rog, o evidență cât de cât clară a tratamentului care s-a făcut și care trebuie să se facă. Deci, suplimentar pe lângă foaia de observație. Motiv pentru care de foarte multe ori colegii mei asistenți nu interacționează cu aparținătorii, pentru că ei nu cunosc evoluția pacientului din momentul venirii până în momentul plecării. Însă sunt foarte multe situații în care le permit colegilor asistenți să comunice anumite elemente despre pacient, pentru că, după cum bine știți, în spitale și, mă rog, în secții, de o vreme încoace, de când ANMCS-ul a impus anumite criterii de, să zicem așa, de performanță pentru spitale, aparținătorii nu prea mai au voie pe secții, da? Decât în intervalul stabilit pentru vizită. Motiv pentru care, neavând acces pe secție, multe cabinete ale doctorilor de consultații sunt cumva corp comun cu secția, motiv pentru care aparținătorii nu prea au acces la cabinetul doctorului. Iar doctorul consultă, motiv pentru care aparținătorii doresc să știe câteva elemente despre pacient. Și atunci, fiind foarte aglomerat, ca să nu întrerupă actul medical, să-i las pe cei care așteaptă consulturi, voi de zi sau ce sunt ei acolo să aștepte la ușă și eu să mă duc să dau indicații aparținătorilor, pot să le mai transmit anumite informații scurte aparținătorilor prin intermediul colegilor asistenți, urmând detaliile, mă rog, despre pacient mai importante, aparținătorii să le ia în ziua respectivă sau în următoarea zi, dacă putem să ne coordonăm din punct de vedere al timpului. Dar, în mod normal, nu prea face apanajul asistentului transmiterea de informații către aparținători, informații medicale și din punct de vedere al evoluției pacientului. Ceea ce ține de îngrijirea pacientului, da? Informații care țin de îngrijirea pacientului. De exemplu, avem nevoie de Pampers. Vă dau un exemplu, pentru că spitalele nu pot pune la dispoziția pacienților Pampers sau, mă rog, puteți dumneavoastră să luați un alt element, da? Da. Bun, atunci asistentul medical poate transmite familiei aceste aspecte, că nu țin de patologia pentru care este acolo sau de terapia pe care o primește, nu țin de îngrijirea pacientului. Și în acest context, asistentul medical poate să transmită familiei. Însă, nefiind această continuitate a actului de îngrijire a pacientului din punct să zicem, asociată unui singur asistent, ei nu prea pot transmite informații, fiind această, să zicem, segmentare a actului medical. Motiv pentru care ei se limitează doar la ceea ce înseamnă îngrijirea actului medical și colaborarea cu medicul din punct de vedere administrativ. Deci mi se pare cât se poate de corect să asistentul să își vadă de partea lui de îngrijire, iar informația pe care o transmite să fie legată de partea lui de îngrijire, evident. Deci nu poate să transmită. Acum, ideea este, știu că Am exact cum spus, deci, ziceți. ideea este, n-am spus că nu poate să transmită. Am spus că din punctul nostru de vedere sau privitor la ceea ce se întâmplă în locul în care lucrez eu, având în vedere această fragmentare Mă a înțeleg. actului de îngrijire din punct de vedere al asistenților medicali, ei nefiind în fiecare zi cu un pacient, ei nu au de unde să știe cum a venit și Evident. cum a evoluat în 24-48 de ore. Mai mult decât atât, contează foarte mult cât de bine cunoaște asistentul respectiv patologia pacientului, cât de bine Exact. a înțeles
Pentru că dacă el a citit niște diagnostice de internare pe care le-a trecut medicul acolo, diagnostic de internare, nu înseamnă că pacientul neapărat are diagnosticul ăla, ci are suspiciune de diagnostic, Exact, da? exact. Ești obligat ca la internare să-i pui o suspiciune de diagnostic care se va confirma sau se va infirma pe parcursul următoarelor 48-72 de ore, în funcție de investigații, de tratamentul pe care îl face pacientul și de evoluția acestuia sub tratament. Da? Deci dacă asistentul medical cunoaște despre pacient doar ce a spus colegii, două vorbe, trei cuvinte și diagnosticile pe care le-a citit el pe foaie acolo, mă rog, trecem peste capacitatea de a înțelege mai mult decât atât, nu mi se pare corect ca asistentul Exact. să transmită informații despre starea pacientului, pentru că nu știe cum a venit și mai mult decât atât, nu este foarte clar nici diagnosticul. Motiv pentru care prefer ca informațiile despre pacient, din punct de vedere al evoluției și al terapiei, să îmi revină mie. Mi se pare corect. Așa cum am zis că e vorba de, din nefericire, în acest sistem, e vorba de foarte multe deficite, vreau să vă zic că lucruri care mie nu mi se par normale și ar trebui, cred eu, îmbunătățite. Cred că ar trebui să fie o persoană desemnată într-un spital sau pe o secție care să se ocupe numai de partea de comunicare. Pentru. Știți de ce zic, domnul doctor? Vă dau un exemplu. Ce văd eu de pe poziția mea de asistent care preiau la domiciliu un pacient externat cu o foaie de externare în mână, vine acasă și constat că nu-și înțelege schema de tratament, nu i s-a explicat modul de îngrijire, nu știe exact, se vede cu o grămadă de indicații pe care nu le știe aplica și sună disperat la medicul de familie. Și medicul de familie și el îi supra-solicita și atunci spune, du-te tu și vezi ce, până ajunge la cabine, du-te tu și vezi ce scrie în scrisoarea aia și vezi cum ghidează-i cum să se organizeze. Bine, nu vorbesc la o patologie respiratorie, dar vă dau un exemplu. Dacă un pacient e externat de pe o secție de neuro după stare post-AVC, unde îngrijirile post-AVC sunt foarte complexe, aparținătorii se văd acolo în postura că nu știu să își facă schema de tratament, nu știu, sunt foarte multe aspecte, știți? Eu de aia zic că la externare, eu cred că ar trebui totuși să îi se explice, sau nu știu, până când ajunge la medicul de familie, în sensul ăsta ziceam. Bun. Aici discutăm despre empatia medicului. Nu prea are legătură cu asistentul această poveste. Din punctul meu de vedere, este datoria mea ca și medic, ca în momentul în care externez un pacient, să-i fac o schemă de tratament pe care să o înțeleagă. În sensul să-i scriu tratamentul X se administrează dimineața, la prânz și seara. Și neapărat perioada de. Deci este datoria mea să îi explic ce are de făcut mai departe. Asta din punctul dumneavoastră de vedere medical, dar domnul doctor, nu implică doar asta. Că, de exemplu, Aveți din. răbdare. Da, Termin vă mai rog. de termin termin mai termin. Doar că asta era unul dintre elementele pe care eu mi le asum ca și medic, și anume că este de datoria mea să explic mai mult decât atât. Patologia respiratorie implică un anume tip de tratament. Când vorbim de un anume tip de tratament, ne referim la un tratament inhalator. De regulă, majoritatea, sau să zicem așa, un procent important din schema de tratament a unui pacient cu patologie respiratorie, evident, în funcție de patologie, da? Pentru că sunt patologii unde ai numai tratament inhalator, există patologii unde ai numai tratament medicamentos sub formă de comprimate, există tratamente combinate. Nu facem, nu încercăm să împărțim patologia, ci vorbim despre o patologie complexă care implică atât buline cât și dispozitive inhalatorii. Atunci când eu îi prescriu pacientului un anume tip de tratament și când vorbim de buline, îi scriu dimineață, prânz și seara, da, unde este foarte simplu de înțeles, una dimineața, zero la prânz, una seara, sau care este forma de administrare. Când vorbim de tratament inhalator, lucrurile se schimbă. Și vă spun de ce. Din punctul meu de vedere, ca și medic, i-am scris tratament inhalator, un puf dimineața, zero la prânz, unul seara. Vă dau un exemplu. Însă pacientul cât a stat în spital a fost de datoria colegelor asistente să-i administreze tratamentul și să-l învețe să folosească dispozitivul inhalator. De ce? Pentru că de regulă atunci când merg la vizită cu colegii asistenți sau când discutăm schema cu care mergem mai departe de astăzi până mâine, da?
În momentul în care eu îmi stabilesc cam care este ziua în care externez pacientul în funcție de evoluția lui, le spun colegilor asistente că pacientul va pleca acasă orientativ în ziua de, mă rog, joi, vineri sau când este acolo și că de regulă el o să rămână cu tratament inhalator. Motiv pentru care colegele mele asistente știu foarte bine să le explice pacienților cum să-și administreze tratamentul inhalator. De ce? Pentru că pe toată perioada spitalizării exersează cu ei și le explică. Mai mult decât atât, în momentul în care pacientul este externat și se dă rețetă și o schemă medicamentoasă, îi se explică. Pentru că foarte mulți uită. Și nu numai pacienții, Exact. inclusiv aparținătorii, însă de regulă aparținătorii nu sunt când facem această discuție, pentru că nu prea au voie pe secție. Aparținătorul preia de la intrarea în pavilion sau în secție. Și de regulă nu participă la asemenea discuții, pentru că nu faci discuții de genul ăsta pe hol de față cu toată lumea. Bun. De regulă pacienții uită, dar la sfârșit îi se spune pacientului, domnule, dacă nu te descurci să-ți iei tratamentul, vii la colegele noastre asistente să-ți explice. Și sunt mulți dintre pacienți care, după ce își ridică de la farmacie dispozitivele inhalatorii, vin cu ele la purtător pentru că nu știu să le folosească. Și atunci colegele care sunt de tură, știm că pacientul a fost internat la noi, se uită pe documentele medicale și explică pacientului modalitatea de administrare. Deci, în ceea ce mă privește, eu îmi fac datoria și colegele mele își fac datoria. Ce se întâmplă mai departe și pacii corecți pe care îi urmează pacientul acasă este greu, foarte greu de apreciat. Însă, statistic vorbind, din alte țări care au o statistică bună, se pare că și în spital se fac foarte multe greșeli în administrarea tratamentului, deci nici nu mai vorbim de administrarea tratamentului la domiciliu. Însă, din punctul meu de vedere, atâta timp cât eu i-am explicat ce are de făcut colegele asistente și au făcut datoria și le-au arătat tehnica inhalatorie, mi se pare că actul medical este unul complet. Faptul că pacientul nu beneficiază de un suport medical la domiciliu în primele zile de la externare, asta este cu totul altă Bine, discuție nu și ține de discut. dumneavoastră, că ține de deficitul din sistem, evident. Deci nu este vorba de asta. Eu v-am instigat la discuția asta ca să înțeleagă colegii că și ei au partea lor de informare, dar trebuie să știe care e aia. Adică să nu-și depășească competențele, să nu depășească ceea ce presupune o informare care nu le aparține. Exact cum ați spus. Deci, ăsta a fost motivul pentru care v-am instigat. Așa cum, sigur, vreau numai atâta să mai punctez și trec la următoarea întrebare. E adevărat, dumneavoastră explicați pacientului, explică colegele, predau pacientul aparținătorilor care nu știu despre ce e vorba, că ei n-au fost învățați, ajung acasă. Problema e ok la pacienții care știu să se întoarcă, la pacienții care pot să se întoarcă, problema e la cei care sunt cu demență sau la cei care sunt nedeplasabili sau la cei care au patologii combinate. Da. Deci atunci când vorbim despre un pacient care are, mă rog, o deficiență, hai să zicem așa, intelectuală sau o capacitate scăzută de a înțelege anumite explicații, nu vă imaginați că discuția se face fără aparținător. Ah, Deci super. ceea ce v-am spus mai devreme, vorbim despre un pacient pe care îl evaluăm ca fiind capabil să înțeleagă niște lucruri pe care îi le transmitem atât în scris cât și prin viu grai. Pentru asta nu obișnuiesc să le pun niște documente în mână sau să le transmit prin asistente. Bine, mai am și obiceiul de a transmite documentele prin colegele asistente către pacient, doar în situația în care cunosc pacientul și știu că își folosește corect tratamentul și ce are de făcut și își urmărește cu atenție documentele medicale, sau în cazul în care pacientul are un medic de familie care se preocupă de o urmărire a administrării corecte a tratamentului sau, mă rog, de o urmărire a pacientului după externare. Însă atunci când vorbim de pacient cu probleme de a înțelege o transmitere simplistă a unei tehnici de inhalare sau de administrare a tratamentului, discuția se face obligatoriu în prezența unui aparținător. Sau dacă pacientul este complet lipsit de capacitatea de a se automedica, da? Pentru că vorbim și de această categorie de pacienți, nu are rost să porți o discuție cu un pacient care nu și administrează singur tratamentul, ci vorbim direct cu aparținătorii și le explicăm și îi învățăm pe ei, astfel încât pacientul să beneficieze la domiciliu
de o schemă, mă rog, nu de o schemă corectă, de o administrare corectă a tratamentului. Deci sunt situații particulare pe care eu împreună cu colegii asistenți le discutăm și le adaptăm în funcție de fiecare pacient în Super. parte. Ne bucurăm să auzim că există și așa ceva, domnul doctor, că după cum știți, de fapt ați subliniat și dumneavoastră că sunt fiecare om își face meseria după cum consideră. Unii merg la servici pentru salariu, alții merg pentru că își doresc. Bine, haideți să trecem mai departe, domnul doctor, să nu vă mai rețin. Întrebarea Vă rog. următoare era legată de faptul dacă v-ar deranja ca asistentul medical să-și expună părerea din punct de vedere al planurilor de îngrijiri în fața dumneavoastră, sigur când timpul o permite. Asta vreau să vă spun. Haideți să vă spun de unde vine întrebarea asta. Să vă dau un exemplu. Un pacient care îi internat pe o altă secție, îi transferat pe urmă la dumneavoastră, au făcut mai multe internări anterioare și te trezești că faci o escară de decubit și nu este specialitatea dumneavoastră să faceți îngrijirea escarei. Și nu aveți la dispoziție un medic chirurg sau, mă rog, dermatolog care să gestioneze situația. Și am avut situații în care medicul i-a spus, pune și tu acolo niște cremă cu zinc sau pune și tu niște betadină sau așa mai departe. Și asistentul are ceva competențe legate cu privire la îngrijirea pacientului cu escare de decubit și vrea să-și expună părerea cu privire la asta, adică consideră că o conduită de aplicare a unui creme cu zinc pe o escară hemoragică sau pe o escară necrozată presupune un risc major. Îi permiteți să își expună părerea? Asta întreb. Cu asistenții mei discut fiecare caz în parte. De ce? Repet, ei sunt ochii și urechile mele după ce plec de la spital. Da? Un pacient care are o escară sau o poartă de intrare sau o leziune în oricare zonă a corpului pe care eu din viteză, din neglijență, din ce vreți dumneavoastră, o scap și asistentul vine și mi-o prezintă, nu face altceva decât să-mi demonstreze că îl interesează bunul mers al pacientului și eu apreciez astfel de colegi. Ba Însă, da. înainte de a trece la atitudini terapeutice, de regulă, îmi fac timp în fiecare zi să stau de vorbă cu pacienții vis-a-vis, cu asistenții vis-a-vis de fiecare pacient în parte. De regulă, la vizită, am zile în care mă duc singur, am zile în care mă duc cu asistentul. Însă am un obicei în care, de regulă, sau în majoritatea situațiilor, notez în foaie cu roșu ce îmi doresc pentru ziua următoare la pacient, astfel încât atunci când asistentul medical ia foaia de observație să noteze constantele pacientului sau să vadă care este schema de tratament pe care am lăsat-o pentru ziua în curs până a doua zi dimineață, să poată să observe notările pe care le-am făcut. Însă, de regulă, îmi place să discut cu asistenții fiecare atitudine terapeutică pe care o facem sau pe care urmează să o facem pentru pacientul respectiv, astfel încât dacă a doua zi eu uit o chestiune sau zic că fac un lucru și am uitat, asistentul să poată să îmi amintească, pentru că sunt și astfel de situații în care îmi doresc să fac un lucru pentru un pacient sau, de exemplu, pacientul este programat la tomografie și eu poate uit, mi-ar plăcea și îmi place și ca asistentul să vină și să-mi zică, domnul doctor, e programat, haide să-l trimite repede să nu pierdem programarea. Pentru că nu poți să faci un lucru de unul singur. Cine zice, domne, eu sunt cel mai bun doctor, mă rog, m-aș uita în spate să văd ce echipă are. Da? Un doctor poate fi bun doar dacă în spate are o echipă de asistenție bine pregătiți și, mă rog, implicați în îngrijirea pacientului. Doar așa poți să fii un medic bun. Altfel ești doar din vorbe sau, mă rog, Super. pozezi doar într-un medic bun. Nu există să fii doctor bun și restul. Există să fii o echipă care se îngrijește de bunul mers al pacientului. Medicul, prin examinările pe care le face, prin recomandările de investigații și atitudinea terapeutică pe care o decide, iar asistenții medicali cu echipa de infirmieri, îngrijitoare, brancardieri, se ocupă de o bună îngrijire a pacientului. Pentru că înainte de a-i scrie o terapie unui pacient, este foarte important ca acesta să fie bine îngrijit și revenim la exemplu pe care l-ați dat. Degeaba un pacient îi dau buline pentru respirație dacă el are o poartă de intrare sau o escară suprainfectată și eu nu o identific și nu o tratez. Iar atunci când am anumite scăpări vis-a-vis de anumite lucruri, mi se pare corect și îmi place când asistenții vin și mă întreabă, domnul doctor, dar pacientul ăsta are și cu tare chestii. Credeți că ar trebui să intervenim?
Și atunci reevaluăm cazul și discutăm cam ce e de făcut în situația respectivă. Deci e Nu se foarte poate. important și cum pune problema, adică cum vi se adresează. Deci asta este modul corect. Eu sper că au auzit colegii cum trebuie să se exprime. Ține foarte mult și de exprimare, cum se exprimă în fața dumneavoastră. Adică credeți că este necesar? Deci trebuie până la urmă să înțeleagă că există o colaborare și nu să aibă o atitudine arogantă, bine, uite că ai uitat sau nu, nu știu, zic și eu așa. Eu m-am pregătit numai prin spitale, să zicem, bine cotate din București și am învățat că o atitudine de echipă este cel mai de dorit. Atunci când vii cu o atitudine din asta de superioritate, indiferent cum te cheamă, indiferent ce funcție ai în spitalul respectiv, nu o să faci altceva decât să te lovești de un zid de orgolii. Da? Indiferent de ce parte te afli, că ești asistent, te vei lovi de orgoliile doctorului. Că ești infirmier, că ești brancardier, că ești îngrijitor, te lovești de orgoliile asistent. Nu asta este interesul pacientului. Exact. Și am învățat pe unde m-am pregătit că este foarte important modul în care comunicăm între noi. Da? Atâta timp cât eu ca și medic vin și comunic frumos cu asistenții și am o atitudine deschisă față de ei, fără să arăt o superioritate, vezi, Doamne, eu sunt doctorul și tu ești asistentul, nu pot să primesc altă atitudine și alt răspuns din partea colegilor decât similar atitudinii mele. Dacă eu vin, trântesc, zbier și am toane, da? Și mă răzbun pur și simplu pe asistenții mei doar pentru că așa vreau eu și mă rog, în ziua respectivă m-am trezit cu fața la perete, dar nu pot să mă aștept la colegii mei asistenți să fie foarte deschiși și să mă respecte. Da? Vorbim și ajungem la ideea pe care am subliniat-o la început. Înainte de a fi doctori, asistenți, manageri și ce suntem noi acolo, în unitatea în care lucrăm, trebuie să fim oameni. Dacă nu uităm să fim oameni și ceea ce înseamnă să fiu om, lucrurile vor merge bine, în primul rând pentru pacient și în al doilea rând pentru echipa care lucrează pentru pacientul respectiv. Dar e foarte important modalitatea în care comunicăm. Exact. Pentru că dacă eu iau o foaie de observație și vin și eu arunc asistentul în față că, mă rog, a uitat să-mi scrie nu știu ce, nu pot să mă aștept ca omul ăla să vină la mine ispășit și să zică, să știți că nu știu, mai sunt situații de genul ăsta. Dar eu nu-mi doresc situații tensionate la locul de muncă. La locul de muncă și mai ales când vorbim de îngrijirea unui pacient, este foarte important ca lucrurile să fie cât de cât, să zicem, liniștite, relaxate, astfel încât deciziile să fie luate cumva la rece. În momentul în care iei decizii la nervi sau sub presiune sau sub stres, deciziile nu pot fi de fiecare dată unele corecte. Și atunci încerc să păstrez un echilibru în relația pe care o am cu asistenții. Este foarte adevărat, nu-mi iese de fiecare dată. Și nici lor nu le iese de fiecare dată. Bineînțeles. Noroc că nu suntem cu toane toți deodată. Acum, ca să mai destindem un pic situația, domnul doctor, dumneavoastră nu aveți cum să aveți toane, că încă nu sunteți la andropauză, la menopauză nu o să fiți, dar era vorba de un... era și un banc. De ce femeile nu pot să devină foarte buni chirurgi? Pentru că este foarte greu să le prinzi între cele trei faze. Adică înainte de ciclu, la ciclu și după ciclu. Ea este... Nu există. Eu vă asigur și vă dau nume de colege medic-chirurg extraordinare, excepționale. Era, deci, era o glumă, domnul doctor, în sensul că omul trebuie să-și departajeze problemele, adică orice problemă ai avea trebuie să o lași la ușa, la intrarea în instituție, dacă ai o problemă să o iei când pleci. Deci ca ideea... Asta le spun și eu colegilor, măi, toți avem probleme acasă, toți, da? Toți am întâlnit un bou pe stradă până la locul de muncă. Mă rog, sau după caz, da, toți am, sau avem foarte multe situații în care în drum spre locul de muncă cineva ne strică ziua, da? Bun, și le explic colegilor, lucrurile astea personale trebuie lăsate la poarta spitalului. În momentul în care ai intrat pe poarta spitalului, nu mai ești domnul Popescu, da? Ești doctorul Popescu. Sau ești asistentul Popescu sau ești infirmierul Popescu, da? În momentul ăla, singurul tău focus trebuie să fie pe îndeplinirea sarcinilor de serviciu, da? Trebuie să fii om și trebuie să fii asistent, medic sau ce ești tu acolo. După ce ți-ai terminat activitatea și părăsești
instituția în care ai lucrat, în speță spitalul, de acolo încolo poți să fii omul Popescu cu toate problemele lui. În momentul în care venim la locul de muncă cu problemele noastre personale, nu facem altceva decât să facem un amalgam de sentimente pe care nu putem să le separăm unele de celelalte. Și în momentul în care vii și îți pui amprenta asupra actului medical, amprenta emoțională personală asupra actului medical, deja calitatea actului medical a scăzut. Ăsta este unul dintre motivele pentru care nu sunt de acord cu prieteniile la locul de muncă. Deci nu sunt de acord cu prieteniile la locul de muncă, nu sunt de acord cu relațiile familiare la locul de muncă. Dar din punctul meu de vedere, la locul de muncă suntem doar colegi. Buni colegi. Atâta tot. Orice altă, să zicem așa, depășirea statutului de coleg nu face decât să scadă. Mulți nu înțeleg prietenia și nu fac diferență între a fi prieten sau a fi rudă, da? Cu calitatea de medic, asistent, manager sau ce ești un spital. Motiv pentru care lasă lucrurile să meargă în voia sorții. M-ați înțeles? Iar eu, în baza prieteniei pe care o am cu el, nu pot să mă duc și să-l trag de urechi. Știi, bă, Xulescule, eu sunt doctor, da? Tu ești asistent sau tu ești manager, dar tu nu-ți mai faci treaba. Nu poți. De ce? Pentru că avem această relație de prietenie sau această relație de rudenie. Motiv pentru care eu nu sunt de acord cu aceste chestiuni. Motiv pentru care n-am rude, n-am neamuri, n-am nimic în spital. Sunt coleg cu toată lumea și colaborez la fel de frumos cu toată lumea. În momentul în care o am atitudine deschisă față de colegii mei, că sunt medici, că sunt asistenți, nu pot primi alt feedback decât unul la fel pe care eu l-am transmis. Așa e. Este și o vorbă care spune că la muncă nu venim nici să ne iubim, nici să ne urâm, venim să muncim. Corect, Deci asta e corect. ideea. Bine, domnul doctor, haideți să vedem o următoare întrebare. Vă rog. Vă deranjează ca asistentul medical să vă pună întrebări cu privire la diagnosticul stabilit pacientului? Deci nu să vă pună la îndoială diagnosticul, nu la asta mă refer, ci să pună întrebări cu privire la diagnostic, probabil să-și clarifice anumite corelații cu simptomatologia. Mai degrabă la asta mă refer. Colegii mei asistenți spun astfel de întrebări și mie îmi place să discut cu ei pentru că face parte din actul medical. Domnul doctor, dar de ce vă gândiți la boala asta? Da? Super, super. Omul poate să întrebe din multe motive. Nu mă interesează motivele pentru care o fac. Atâta timp cât întrebările pe care le adresează nu fac altceva decât să-i sporească cunoștințele medicale și cunoștințele despre pacientul pe care îl îngrijim împreună și încercăm să-i îmbunătățim calitatea vieții, da? Sau să-l vindecăm, depinde despre ce patologie vorbim, nu pot decât să mă bucur pentru că asta mi-arată cumva că asistentul meu sau asistenții mei, da, sunt interesați de bunul mers al pacientului, da? Și nu vin doar la serviciu pentru că trebuie să aibă și ei un loc de muncă, astfel încât la sfârșit de lună să-și încaseze un salariu. Nu, este foarte indicat ca asistenții să pună întrebări. Mai mult decât atât, în momentul în care ești singur, da? Și vorbesc în cazul meu. Sunt foarte multe cazuri în care este foarte greu să iei o decizie din punct de vedere al conduitei pe care trebuie să o urmezi față de un pacient, atât în ceea ce privește investigațiile, cât și despre atitudinea terapeutică. Și de foarte multe ori resimt lipsa unui coleg pneumolog cu care să discut cazul, da? Și sunt, nu de puține ori s-a întâmplat să vină asistenții să mă întrebe, domnule, dar care-i treaba cu ăsta? De ce-i facem asta? Sau, mă rog, vreți să-i facem și asta? Pentru că asistenții care lucrează într-o secție, ei învață anumiți pași pe care ar trebui să-i facem. Ce înseamnă recoltarea de spută, de exemplu? Ce înseamnă pregătirea pacientului pentru nebulizare? Ce înseamnă pregătirea pacientului pentru bronhoscopie? E posibil ca la un moment dat eu să uit lucrurile astea sau să uit anumite chestiuni despre un pacient și asistentul să vină să mă întrebe, domnul doctor, dar parcă ziceați că pacientul nostru cu, mă rog, cu BPOC, de exemplu, Da. vă gândiți la el? Vă gândiți la el care și o tumoră de colon, dar de ce vă gândiți la treaba asta? Și atunci eu încerc să-i explic lucrurile, de ce ne gândim la treaba asta. Sau vine asistentul la mine și mă întreabă, zice, domnul doctor, dar noi avem pacientul ăsta, e vechi, îl știm de mult, de ce vreți să-i faceți tomografie pacientului? Și vreți de burtă, văd. Sau văd că vreți să-i faceți tomografie de cap. De ce vreți să-i faceți unui pacient internat în secția de pneumologie o tomografie de cap? Și atunci îi explic colegului asistent la ce mă gândesc, da? Super, Sau care super. sunt elementele.
Sau vin asistenții la mine și îmi zic, domnul doctor, știți, pacientul nostru X de ieri era bine și parcă de ieri e mai somnolent, așa, ceva nu e în regulă cu el. N-ați vrea să veniți să ne mai uităm un pic la el și să vedeți dacă treaba e în regulă și să mai evaluăm o treabă. Deci asta nu este altceva decât spirit de echipă. Pentru asta spun că este de dorit ca asistenții medicali să aibă niște informații sau niște cunoștințe solide despre patologia pe care sau din care sunt pacienții pe care îi îngrijesc. Pentru că de foarte multe ori, datorită ritmului de lucru, datorită numărului mare de pacienți, datorită oboselii, e posibil ca și medicul să aibă scăpări. Da? Exact. Dar în momentul în care are în spate o echipă de asistenți care sesizează anumite scăpări și vin și le discută cu medicul, atunci nu fac altceva decât să aducă un beneficiu și un plus pentru pacientul pe care noi îl îngrijim. Pentru că până la urmă ziua trebuie să o încheie bine, în primul rând pacientul și în al doilea rând echipa medicală. Exact. Și apropo de plusul pe care îl aduceți dumneavoastră, uitați, pacientul dumneavoastră, domnul Silviu Diaconu, scrie, am și afișat pe ecran, domnul doctor Bibolaru, medicul meu curant, printre cei mai buni medici pneumologi din România. Înseamnă că dânsul a avut un mare plus din partea dumneavoastră și a echipei. Asta Mă rog, este. domnul Diaconu e un pacient al meu așa de Da. suflet, Ce cu frumos. care am dezvoltat o relație, să zicem așa, un pic mai specială decât relația pe care ar trebui să o aibă un medic cu pacientul. Dar, mă rog, de multe ori nu este suficient să fii doar doctor și trebuie să fii om, iar Exact. pacienții noștri au nevoie în primul rând de oameni. Și vă Exact. spun că sunt mulți, mulți pacienți care se prezintă, de exemplu, în secțiile de sau la consult la consult pneumologic, doar acuzând faptul că au momente când nu pot să respire. Și constați că oamenii n-au foarte multe povești din punct de vedere respirator. Au nevoie doar de un om care să-i asculte 10-15 minute, să le asculte suferința. Și atunci, în momentul în care constați că omul din fața ta nu are o patologie organică care să explice simptomatologia, nu poți să continui să fii medic, pentru că la sfârșit nu poți să-i dai o bulină ca să-i rezolve problema. Și atunci trebuie să împarți cu el sau să devii om pentru el, să-i asculți problema, pentru că după ce ai ascultat problema și omul respectiv a simțit că cineva îl ascultă, că cineva e interesat de ceea ce spune, omul ăla mai mult decât faptul că a fost la spital, pleacă cu sentimentul că, domne, ceva s-a schimbat în bine. Sau cineva i-a spus, domne, că lucrurile stau bine după ce l-a ascultat și după ce și-a spus supărarea. Ce frumos, super. Așa ar trebui să fie o echipă medicală, evident. Ah, Și, din mă păcate, rog, cum a zis, așa din ar fi nefericire. ideal. Da, așa ar fi ideal. Eu mă bucur din suflet că ați vrut să intrați în. Nu am terminat live-ul, numai acum profit de ocazie să vă mulțumesc încă o dată că ați intrat cu noi și ați împărtășit, pentru că ne-ar fi foarte util să vadă cât mai multă lume. Oricum, live-ul acesta o să-l urcăm și pe YouTube și o să-l promovăm un pic. Atât de mult mi-aș dori ca să vadă toată lumea ce înseamnă relația medic-pacient, medic-echipă medicală. Deci, asta crește calitatea actului ceva incredibil. Și legat de asta, am vrut să vă mai întreb cât la sută din activitatea unei secții, eu am scris cabinet secție, credeți că reprezintă munca unui asistent în activitatea noastră? Haideți să facem o socoteală, da? Și Super! socoteala o facem la modul simplist. De aici plecăm, da? La modul simplist. Dom'le, câte ore petrece doctorul cu asistent, cu pacientul? Vă spun eu. Din momentul în care ai preluat pacientul pentru internare, l-ai examinat, i-ai prescris ce ai făcut acolo, l-ai consultat și ce ai făcut, hai să zicem 30 de minute, da? După 30 de minute, sau pacientul cade în sarcina colegului asistent sau colegilor asistenți. Da? De aici încolo faceți dumneavoastră calculele, da? Din punct de vedere al timpului pe care medicul și asistentul petrec cu pacientul. Și asta vorbim de prima zi. În momentul în care l-ai internat, ai stabilit ce e de făcut. În a doua zi, timpul probabil scade undeva la 15-20 de minute. De ce? Pentru că te duci la pacient, îi prezinți care e viziunea ta vis-a-vis de patologia lui. Îi explici terapia pe care ai recomandat-o și eventual îi răspunzi la câteva întrebări pe care ți le adresează, dacă pacientul are întrebări. Din momentul ăla, pacientul din nou revine în grija asistentului medical. Da?
Deci, din punctul meu de vedere, mare parte a timpului pe care pacientul o petrece în spital, o petrece în compania colegilor asistenți. Un alt aspect pe care vreau să-l subliniez, pacienții, și aici vorbesc în ceea ce, din punct de vedere practic al spitalului în care lucrez, pacienții noștri au lângă pat, da, un buton de alarmare sau în baie sau unde se află ei, pe unde se mai duc. În momentul în care pacientul are o poveste, că simte o palpitație, că îl nelămurește ceva, că îl doare ceva sau că s-a schimbat ceva în starea lui de sănătate sau are un mesaj de transmit, el apasă pe butonul respectiv, asistentul medical. Practic, pacientul, în marea parte a timpului pe care o petrece în spital, o petrece sub supravegherea asistentului medical și cu asistentul comunică în mare parte mesajele pe care le are de transmis doctorului. Pentru că de foarte multe ori pacienții sunt greu mobilizabili. Unii sunt dependenți de oxigen, alții au tot felul de patologii articulare, neurologice și chestii de genul ăsta și ajung mai greu la cabinetul medicului. Da? Atunci îi transmit mesajul lor asistentului, iar asistentul transmite medicului. Din punctul meu de vedere, 80-90% din timpul pe care un pacient îl petrece în spital, îl petrece practic în compania asistentului medical. Pentru asta este foarte important ca asistentul să fie bine pregătit, da? În ceea ce privește anumite manevre generale și anumite manevre care țin de specialitatea în care lucrează. Și cu atât mai mult trebuie să aibă o pregătire teoretică astfel încât el poată să cunoască niște modificări care apar în starea de sănătate a pacientului, modificări pe care să aibă capacitatea să le transmită mai departe către medicul curant, către medicul de gardă sau, mă rog, către medicul din camera de primiri urgențe dacă situația o impune. Am înțeles. Super. Acum nu știu dacă... Scuze. Nu știu dacă întrebarea următoare și mai are locul, dar eu o să pun. Dacă considerați că s-a răspuns deja la ea, sărim peste ea. Cum vedeți noastră relația optimă medic-asistent? Dacă credeți că am inclus deja în tot ce am spus? În mare parte cred că v-am subliniat cum văd eu lucrurile despre colaborarea cu colegii asistenți. Este foarte adevărat că în ceea ce mă privește, am foarte multe lucruri de îmbunătățit în relația cu colegii asistenți, pentru că, mă rog, sunt și eu om și la un moment dat, din foarte multe motive subiective sau obiective, cedez nervos și, mă rog, pe cine poți să-ți descarci mai repede nervii decât pe omul care nu poate să riposteze. Nu este corect, da? Nu este corect. Da? Am și eu momentele mele și colegii mei asistenți pot să recunoască chestiunea asta. Însă, în același timp, îmi place să cred, sper să fie și adevărat, că momentele mele nu sunt foarte dese și le depășesc destul de ușor. Mai mult decât atât, mă rog, eu am oarecum norocul că lucrez cu niște asistenții bine pregătiți și care sunt deschiși să învețe lucruri noi și care mai mult decât atât știu să facă față unor situații destul de stresante. E adevărat, avem și noi foarte, foarte multe minusuri și am discutat foarte multe minusuri pe care le avem și unii și ceilalți, însă în același timp am reușit să le depășim și am reușit să facem pașii necesari ca multe dintre minusurile pe care avem să putem să le corectăm cât de cât. Nu le-am corectat pe toate pentru că sunt multe lucruri de care ține această corecție, însă am făcut progrese importante și asta e foarte important în sau la locul de muncă și în relația dintre medic și asistent. Să identifice minusurile și acolo unde le pot fi corectate total sau parțial să se facă pași importanți în această direcție. Dacă nu există o relație de colaborare între medic și asistent, actul medical și pacientul are de suferit și vă pot da o mulțime de exemple. Da? Mă rog, cam așa văd lucrurile în ceea ce privește colaborarea cu colegii asistenți. Și acum, legat de o ultimă, mă rog, o întrebare... Așa. Care, asta va fi mai dezvoltată puțin pentru că ne interesează un pic informații legate din specificul activității noastre de boli respiratorii, mai ales în contextul acesta cu pandemia și cu COVID. Oricum ne-ați dat o grămadă de informații în toate clipurile care le-ați postat și în toate materialele. Deci întrebarea era care sunt în mare parte și cel mai frecvent procedurile pe care asistenții medicali care lucrează cu dumneavoastră le desfășoară și cum colaborați cu ei în derularea lor. Deci asta să discutăm acum legat de proceduri, pentru că noi când am făcut testul am discutat legat de proceduri, dar pe urmă o să vreau să vă pun câteva întrebări și de infecțiile respiratorii și o să-i rog pe cei care sunt acum în live, dacă aveți întrebări pentru domnul doctor, o să vă rog din suflet să le postați în comentarii și eu o să afișez pe rând întrebarea pentru dânsul.
Deci, ce tip Bun. de proceduri au de desfășurat asistenții pe secția noastră? Ca orice, mă rog, ca orice doctor, când vine, are și el anumite fixuri, ca să zicem așa, iar asistenții îl privesc așa ca pe un ciudat. Pe de o parte e bine, pe de altă parte nu e bine, însă colegii mei asistenți au învățat sau și-au deprins foarte, foarte ușor ce anume îmi doresc de la pacient și de foarte multe ori nu trebuie să le spun punctual ce au de făcut, pentru că ei deja știu. În momentul în care le spun, pacientul se internează și îi facem ce îi facem de obicei unui pacient cu BPOC sau unui pacient cu astm. Și când spun asta de obicei, mă refer la din punct de vedere al anumitor investigații. Ce înseamnă asta în primă fază? În momentul în care pacientul se internează și intră în grija sau în îngrijirea asistentului medical, el știe că, în primul rând și în primul rând, după ce l-a pus la salon și la pat, el trebuie să-i măsoare constantele. Ce înseamnă asta? Tensiune, saturație în oxigen, să-i măsoare puls, să-i facă EKG, chestii de genul ăsta, chestii de bază, pe care le notează în foaia de observație. Apoi, asistentul medical îi face o înregistrare EKG. Evident, face parte din investigațiile de bază. Toți colegii asistenți din compartimentul în care lucrez știu să facă EKG-uri. Deci nu vorbim de faptul că trimitem pacientul într-un loc unde îi facem EKG și doar ăla face EKG-uri și dacă ăla nu e la spital, nu se poate face EKG. Nu. La noi toți colegii asistenți știu să facă EKG-uri, ceea ce este un mare lucru. Mai mult Dar decât atât. numai o clipă vreau să vă întreb. Deci, procedura de efectuare a unei electrocardiograme, însă interpretarea electrocardiogramei nu o face asistentul, da? Nu, nu. Ajungem și acolo. Am bun. Ideea este în felul următor, că nu am terminat Vă cu rog. EKG. Ideea este în felul următor, colegii mei asistenți mai importantă, și anume pot să evalueze pacientul la nivel macro, da? Sau ochiulometric, dacă vreți să spuneți așa, dacă pacientul poate să se deplaseze până la cabinetul unde îi facem EKG-ul sau unde de obicei facem EKG-ul, sau dacă pacientul are nevoie de EKG la pat, pentru că este foarte important acest lucru. De ce? Având în vedere că majoritatea pacienților cu patologie respiratorie respiră foarte greu. Este una dintre problemele cele mai importante pentru care pacienții se prezintă la spital. Și dacă un pacient, asistentul meu l-a luat și când l-a pus la pat, i-a măsurat saturația în oxigen și a constatat că ăsta după 2, 3, 5 pași face o scădere importantă a saturației în oxigen, asistentul meu știe că singura decizie pe care o poate lua este următoarea, să-i facă pacientului un EKG la pat, ceea ce este foarte important, da? Este foarte important și mi se pare că toți pacienții sau toți asistenții ar trebui să poată să ia o decizie în acest sens. Mă rog, vorbim de ceea ce se întâmplă la mine pe secție. Mai Adică să departe, nu-i după. spună, hai bunicule, lasă că poți, vino și Exact. mișcă-te până acolo. Exact. Colegii mei asistenți știu să facă diferențierea între un pacient care poate să se deplaseze și un pacient care are nevoie de investigații Da. cât mai pe loc. După care pacientul, evident, îi se recoltează sânge și avem un standard de analize pe care de obicei le luăm în funcție de patologia pacientului. Dacă sunt elemente pe care mi le doresc în plus față de investigațiile standard, le comunic suplimentar asistenților și ei recoltează. Și aici o să facem o mică paranteză. Colegii asistenți știu foarte bine cum se recoltează și mai mult decât atât modalitatea corectă de etichetare, da? De etichetarea peprubetelor și de transport a lor către laborator. E adevărat că pe aici, pe acolo mai avem mici scăpări, dar, repet, unele țin de noi, altele nu țin de noi. Iar acolo unde țin de noi și avem posibilitatea să le corectăm, asta facem. Mai mult decât atât, colegii asistenți știu să recolteze examenul de spută. Examenul de spută este unul dintre examenele foarte importante în pneumologie, da? Și știu care este tehnica corectă. Mă rog, și de foarte multe ori vin și îmi spun, domnul doctor, să știți că pacientul nu a expectorat, iar sputa pe care a dat-o nu este tocmai de trimis, ceea ce este foarte important, pentru că nu pot de fiecare dată să mă duc să văd cum arată la nivel macroscopic examenul de spută recoltat, da? Pentru că dacă pacientul îmi dă o mostră de spută din gură, nu mă ajută cu nimic. Exact. M-ați înțeles? Sunt anumite investigații pe care nu le putem face pe secție. Și anume,
examenele radiologice, examene tomografice, examene bronhoscopice, ce avem noi acolo. Da? Și atunci asistentul poate să evalueze sau când nu poate sau are îndoieli, vine și întreabă: domnul doctor, cum vreți să trimitem pacientul la radiologie? Îl trimitem pe picioare, îl trimitem cu un cărucior, îl trimitem cu oxigen suplimentar? Mai mult decât atât, trebuie știut că după noile norme ale ANMCS-ului, pacienții nu se deplasează între secții, către consulturi disciplinare, către investigații singuri. De regulă, ei sunt însoțiți de colegii noștri, că asistenți, că infirmieri însoțesc pacienții. Da? După ce au terminat investigațiile, pacienții sunt recuperați, astfel încât să nu apară situații în care ai un pacient în vârstă, da, și nu știe să se întoarcă. Vorbind de pacienți respiratori, în mare parte ei au sau sunt mulți dintre ei care au nevoie de oxigen. Unii au nevoie de oxigen continuu, motiv pentru care trebuie să-i deplasezi cu oxigen, iar colegii noștri asistenți știu să facă treaba asta și avem dispozitive portabile pentru oxigen, astfel încât pacientul să beneficieze pe toată perioada transportului și pe toată perioada în care el stă în secția de radiologie, de exemplu. Da? Avem, de exemplu, posibilitatea să le facem nebulizări pacienților, iar colegii noștri asistenți știu să facă o procedură de nebulizare corectă și ceea ce presupune aceasta. Foarte important, așa cum v-am spus de la început, mă preocupă foarte mult în sfera pneumologiei investigația bronhoscopică și facem foarte multe proceduri bronhoscopice, iar pacientul necesită o îngrijire prealabilă și o pregătire prealabilă pentru procedura de bronhoscopie, iar colegii noștri asistenți știu exact fiecare pas în parte al procedurii bronhoscopice pe care o explică pacientului dinainte. Da? Când administrăm, de exemplu, tratament, o chestiune pe care mi-o doresc foarte tare, și anume testarea pacientului la antibiotic. Da? De cele mai multe ori sau în majoritatea cazurilor, atunci când îi scriu unui pacient tratament antibiotic pentru o anumită patologie cu componentă infecțioasă, de regulă scriu a se face testare, chiar dacă pacientul a mai primit înainte tratament antibiotic. Dar și atunci când uit să fac această mențiune, colegii știu să facă această testare sau dacă nu este trecută în foaie, colegii vin și mă întreabă, îi facem testare. Dar ei știu. Deci ei știu să facă lucrurile astea. Sunt lucruri pe care în mod normal doctorul n-ar trebui să le comunice. Ar trebui să facă parte din practica de zi cu zi a asistentului. De ce? Pentru că responsabilitatea mea ca și medic este să-i scriu tratamentul și modalitatea de administrare. Iar responsabilitatea asistentului este aceea de administrare a tratamentului. Iar înainte de administrare, mi se pare corect ca atunci când vorbim cel puțin de tratamente antibiotice, asistentul să-și ia o minimă, să zicem așa, marjă de siguranță și să facă testarea. Dar de regulă eu scriu în foaie, iar dacă nu o scriu, colegii mei asistenți știu și o fac, și o notează în foaie. S-a făcut la ora 18, asistentul Xulescu, testare la X antibiotic negativ. Da? Bun, mai departe, când vorbim de patologie respiratorie, ne vorbim foarte mult și despre patologia somnului. Iar atunci când vorbim despre patologia somnului, din nou, colegii asistenți sunt foarte bine pregătiți ceea ce înseamnă investigațiile și tipurile de investigații pe care le facem la acești pacienți. Și ei știu foarte bine cum să pregătească pacientul din punct de vedere psihic. Pentru că sunt unii pacienți care nu tolerează dispozitivele de tip respirație non-invazivă. Da? Și nu le tolerează. De ce? Pentru că pleacă cu o componentă psihologică negativă. Și colegii noștri asistenți, da, deja au o minimă experiență de 2-3 ani de când facem treaba asta, da, cam așa, 3 ani, ca să nu zic 4, au învățat ce să comunice cu pacienții, astfel încât să-i liniștească pe aceștia și să le crească confortul și mai mult decât atât acceptabilitatea dispozitivelor inhalatorii. Mai voiam să vă spun aici o chestiune, dar cred că îmi scapă vis-a-vis de investigațiile pe care le facem pacienților, dar mă rog, îmi scapă. Am reușit să recuperez ideea care rămăsese în urmă sau o luase înainte, și anume, sunt foarte mulți pacienți când, da, domnul pacientul foarte simpatic,
I-am făcut de câteva ori bronhoscopie și văd că este foarte încântat de treaba Da, asta. bronhoscopia este spaima, cred că e cea mai temută investigație pe care o poate face cineva pe o secție de pneumo. Toată lumea când zice, nu, 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 nu bronhoscopie. Și uite că se poate face, dacă medicul are abilități, poate să o facă fără să Dar nu e simți. vorba, dar nu, stați un pic, nu e vorba de abilitatea doctorului, este Nu? vorba de, nu, este vorba de abilitatea medicului de a explica procedura și abilitatea colegilor asistenți de a pregăti pacientul pentru procedura respectivă. De ce? Pentru că vă spun că în mare parte și în speță vorbim de 99% din cazuri în care pacienții tolerează procedura fără niciun, hai să nu zic 99, 95% dintre pacienți tolerează procedura fără niciun soi de problemă. Mulți Da. întreabă, gata, asta e tot, da? Dar Cei care... întrebare ține de colaborarea pacientului cu cel care, cu medicul care face manopera. Cum de exemplu este într-o endoscopie, gastroscopie, pacientul dacă nu înghite și nu colaborează cu cel care face procedura, devine foarte agresivă treaba. Să înțeleg că și în situația asta e la fel. Nu. Când vorbim de parte de investigații, asta e o paranteză de la ce voiam Da. să vă spun și Să scurt nu și vă o să uitați revenim la ideea. ideea asta. Mă rog, sper să nu uit și să rămână pe loc. Ideea este în felul următor. Bronhoscopia este o manevră foarte blândă cu o singură condiție. Pacientul să înțeleagă despre ce este vorba și să înțeleagă că respectiva investigație este pentru el, nu pentru că așa vrea doctorul. Da? Din Da. punctul meu de vedere, un pacient care refuză o procedură nu face altceva decât să-mi ușureze munca, da? Dar în același timp să-mi îngreuneze, să zicem așa, parcursul către un diagnostic cât mai corect. Cu cât eu îi fac mai puține investigații unui pacient, cu atât sunt mai departe de diagnostic. Cu cât îi fac mai multe investigații, cu atât posibilitatea ca eu să greșesc diagnosticul scade, da? Și atunci înseamnă că mă apropii de un diagnostic cât mai corect. Bun. Bronhoscopia este o manevră destul de blândă. Dacă pacientul înțelege că este pentru el și înțelege ce trebuie să facă, pacientul nu trebuie decât să respire în timpul bronhoscopiei, se face cu anestezie, deci este o manevră foarte blândă. Singurii care, să zicem așa, au o toleranță ușor mai greoaie la o astfel de procedură sunt tinerii. De ce? Pentru că au o hiperreflexivitate mai importantă la nivelul orofaringelui și laringelui, dar le facem o anestezie un pic mai susținută și încercăm să le facem procedura. Mai mult decât atât, le explic pacienților încă din capul locului că încercăm să facem procedura. De ce încercăm? Adică pacientul să fie conștient de faptul că dacă eu observ că el nu are o toleranță bună față de procedură, nu mă forțez, nu mă chinuiesc sau nu insist să-i fac această procedură în ciuda disconfortului major pe care îl creez. În momentul în care eu îi spun pacientului, domne, încerc, dacă văd că nu tolerez procedura dumneata, îmi faci un semn cu mâna, eu m-am oprit. Și pacientul când știe că are controlul asupra procedurii, este mult mai relaxat din punct de vedere psihic. De ce? Da. Pentru că el știe că are la dispoziție un semn prin care el poate să oprească procedura. Da? Super. Să știți că în 5 ani de când fac proceduri și cred că am făcut, să facem o medie, cam, hai să facem o medie, cam 60 pe lună, ori 5 ani faceți dumneavoastră un calcul, sunt. Da? Mă rog, o medie, sunt luni în care fac mai multe, sunt luni în care fac Da. mai puține, depinde de da, cam o medie, 50-60 pe lună. Sunt colegi din țară, de exemplu, la Institutul Marius Nasta, care fac mult, mult, mult mai multe. Dar, Deci mă rog, cam asta. la domnul Silviu îi place foarte tare că își vede plămânii pe dinăuntru. Scrie la Da. bronhoscopie făcută de domnul doctor, ai ocazia să-ți vezi plămânii. Asta Da, îi place dânsului. da, Da. este un avantaj că pacienții noștri pot să, dacă tolerează procedura și sunt foarte curioși, avem posibilitatea să le dăm voie să vadă pe monitor exact ce vedem noi, iar ulterior să le povestim și să le arătăm exact lucrurile care ne îngrijorează sau care ne plac Ce la ceea frumos, ce se super, întâmplă. super. Bun, să revenim la Da. ideea pe care o pierdusem și pe care între timp am recuperat-o și văd că Așa. n-am mai pierdut.
De foarte multe ori să știți că sunt pacienți pe care îi internez pe secția de sunt pacienți cunoscuți, ai noștri, sau sunt pacienți noi care se prezintă de exemplu și o să mergem pe un exemplu concret astfel încât colegii să înțeleagă despre ce vorbim. Și anume se prezintă un pacient în camera de primiri urgențe cu revărsat lichidian pleural. Da? Practic omul ăla are în cavitatea pleurală sau într-una sau în amândouă lichid. Da? Bun, de regulă se pune problema cine îl internează. E clar că îl internează, mă rog, se evaluează pacientul în camera de urgență și se stabilește. Domne, e de natură cardiacă, e de natură respiratorie. În mare parte, pacienții ajung pe secția de pneumologie, chiar dacă sunt insuficiențe cardiace decompensate, ulterior colaborăm cu colegii cardiologi și rezolvăm cazul. Însă, atunci când vorbim de un pacient cu revărsat lichidian pleural, uni sau bilateral, care se prezintă în camera de gardă, e clar că el respiră prost. Pentru asta a venit. Sau, mă rog, că îl doare, că ce se întâmplă acolo? Îl internez. Și atunci îți pui problema ca și medic, domne, de ce mi-a făcut mie pacientul ăsta lichid în plămân? În unul sau în amândoi? Și trebuie să-i pui diagnostic. Și de foarte, foarte multe ori te trezești în situația în care să constați că lichidul pleural nu este de natură respiratorie. Dar pacientul este în secția de pneumologie. Ce faci? Îl externezi și zici, tăticu, ți-am scos lichidul din plămâni, respiri bine, pleacă acasă. Nu, pentru că cazul nu este rezolvat. Tu n-ai făcut altceva decât să îi ușurezi respirația și atâta tot. Faptul că tu îi spui, domne, nu ține de tine și îl trimiți în altă parte să-i rezolvi problema, nu face altceva decât cumva să lungești așa suferința pacientului și să-l lași în această nebuloasă de diagnostic, pentru că practic tu nu știi de ce omul a făcut lichid acolo. Bun, și acolo unde poți și unde ai colegi cu care poți să lucrezi bine, așa cum am eu, încerci să îi pui omului un diagnostic, să găsești punctul de plecare, care este buba pentru care el a ajuns să facă lichid în plămâni. Și nu de foarte puține ori sunt cazuri în care pacientul, deși a ajuns într-o secție de pneumologie, are nevoie de tomografie cap torace abdomen pelvis. Colegii de la radiologie nu au nicio problemă. În momentul în care solicităm tomografia, bifăm urgență sau nu este urgență. Și în funcție de cum au program, ne răspund solicitării. După care, în funcție de ce vezi pe investigația, pacientul are nevoie de endoscopie, de colonoscopie. Nu puține sunt situațiile ajunge să facă endoscopie și colonoscopie. De ce? Pentru a ne lămuri ce se întâmplă cu pacientul și a scurta cumva drumul pe care pacientul ar trebui să-l parcurgă către alte specialități, mai ales acolo unde vorbim de pacienți pe care putem să-i ajutăm prin intermediul colegilor noștri. Și atunci revenim la datoria colegilor noștri asistenți, și anume pregătirea pacientului pentru endoscopie și colonoscopie. Da? Mulți asistenți ar zice, dar domne, ce treabă am eu să știu cum se face endoscopia și colonoscopia? Că eu sunt pe Da? pneumo. Eu sunt într-o secție, corect, într-o secție de respirator. Nu vorbim de manevre generale pe care colegii asistenți ar trebui să le știe. Și atunci eu nu ar trebui să le explic ce au de făcut. Însă, atunci când vorbesc sau când stabilesc la vizită sau când discut cu colegii asistenți despre ce avem de făcut, le spun, trebuie să pregătim pacientul pentru colonoscopie. Acolo unde există discuții, nu se întâmplă în secția noastră, colegii noștri știu ce au de făcut, dar acolo unde apar discuții, discutăm punctual despre ce este vorba. Și ăsta este lucru pe care voiam să-l subliniez. Că indiferent de specialitatea pe care lucrează un asistent, el trebuie să știe să facă niște lucruri. Bun, o să dau un alt exemplu și colegii asistenți probabil o să zică, domnule, dar nu e treaba mea, ba, da? Este treaba noastră ca și asistenți. Este noapte, este ora 12 noaptea, da? Și te cheamă un pacient, apasă butonul de alarmare și îți spune, domnul asistent sau doamna asistent, știți care e treaba? Eu de azi de la 10 n-am mai făcut pipilică. Da? Bun. Și atunci, în momentul în care ai 12 ore, ai un pacient care de 12 ore îți spune, domnule, eu n-am mai făcut pipi, tu trebuie să iei niște decizii. Ce ai de făcut? Da? Bun. Ce faci? Îl întrebe pacient, domne, și n-ai făcut pipi, bun, apa ai băut, te doare burta, nu știu ce. Ce întreabă pacientul, asistentul acolo? Anunță medicul de gardă. Vine medicul de gardă și zice, domne, această pacientă n-a făcut pipi, examinează pacienta și constată că are glob vezical. Și zice,
Domnul asistent, doamna asistentă, vă rog să montăm o sondă urinară. Da? Bun, și ne aflăm în situația unui pacient internat într-o secție de pneumologie, căruia asistentul medical trebuie să știe să pună sondă urinară. Prin urmare, și aceasta face parte dintre investigațiile pe care un asistent medical trebuie să știe să le facă. Și am dat exemplu femeii, de ce? Pentru că în cazul bărbaților lucrurile sunt ușor mai speciale. Da? Și pentru a evita anumite complicații, de preferat acolo este ca sonda urinară să fie montată de un coleg asistent care face în mod frecvent chestia asta sau de un coleg medic. Și când vorbesc de coleg asistent, ne referim de colegi asistenți dintr-o secție de urologie care sunt foarte pregătiți să pună sonde urinare și acolo nu vorbim de intervenția doctorului să vină să pună sonde urinare. De ce? Pentru că ei asta fac frecvent și știu foarte bine ce au de făcut. Deci când vorbim de un bărbat, solicităm ajutorul ori unui coleg asistent din secția de urologie, ori a medicului, ori un asistent din chirurgie sau a medicului chirurg în funcție de cum este organizarea în spitalul respectiv. Și iată un nou tip de investigație sau de procedură pe care asistentul dintr-o secție de pneumologie trebuie să știe să o facă. Exact. Da? Acum aș vrea să mai adaug pentru cei care nu m-au urmărit pe grup. Asistentul medical are trei tipuri de proceduri pe care le poate face și care sunt reglementate în codul de proceduri dat de Ordinul Asistenților, și anume, e vorba de manopere autonome care le poate face și să le decidă singur, manopere delegate pe care le poate face cu delegație de medic, adică un asistent, cum a menționat domnul doctor, un asistent de pe urologie, care este foarte bun și medicul constată că se pricepe să facă așa ceva, este delegat să facă sondare la bărbat. Și mai există manopere delegate cu prezența medicului, adică sunt manopere pe care asistentul medical nu le poate executa decât în prezența medicului. Avem lista pentru cei interesați, pot să verifice codul de proceduri ca să vadă ce trebuie să facă. Mai pomeneați dumneavoastră de faptul că asistentul trebuie să cunoască tipul de procedură, adică, de exemplu, dacă colectează spută, să știe dacă este realmente material de spută sau este salivă. Trebuie să știe și dacă nu știe ce se întâmplă și dacă nu este concludentă proba, adică, în primul rând, sunt și consumuri de resurse. Adică, dacă trimite un material care nu este corespunzător, se consumă resurse materiale și de către laborator să facă o probă și dă un rezultat neconcludent, se pierde și timp. Nu? Bun. Mai puțin când vorbim de act medical, când vorbim de act medical, nu vorbim de costuri. Cel puțin din punctul meu de vedere ca și doctor. Însă este foarte adevărat ce spuneți, da? Eu ca și doctor când fac act medical, în primul și în primul rând am datoria să asigur sau cumva să mă îngrijesc că pacientul meu beneficiază de toate investigațiile de care este capabil spitalul în care el a ajuns, astfel încât să ajungem cât mai repede la un diagnostic. Faptul că eu consum un recipient de sput, o chestiune, într-adevăr, putem să vorbim și de bani. Însă se întâmplă următorul lucru. Da? În momentul în care pacientul îmi dă salivă și asistentul medical nu recunoaște la modul macroscopic, calitatea produsului nu este ce ne interesează și trimite recipientul la laborator, vă asigur că colegii noștri de laborator evaluează calitatea produsului și nu-l lucrează și ne transmit mesajul în scris pe buletin de analiză sau telefonic, de regulă și că produsul este necorespunzător și el nu se lucrează. Cel mai tare din necunoaștere calității sau prin cel mai tare din această, să zicem, lipsă de deosebire sau miserupism sau cum vreți dumneavoastră între salivă și spută mă deranjează componenta timp. De ce? Pentru că practic pacientul meu a pierdut 24 de ore în care produsul meu nu se lucrează și trebuie să aștept a doua zi sau, mă rog, dacă încă pacientul expectorează în dimineața respectivă, să pot să mai recuperez. Însă, de regulă, ne interesează sputa de dimineață. Domnul doctor, nu vreau să vă contrazic, dar a consuma resurse inutil din neștiință, necunoaștere. Și asta e supărător, domnul doctor, pentru că toți banii aceștia sunt bani publici, sunt bani din buzunarele noastre și dacă se consumă resurse care pot merge spre altceva, adică să vă mai dau un exemplu.
am fost chemată pe o secție, nu vreau să-i dau numele, să instruiesc niște asistenți care nu aveau cunoștințele necesare cum să recolteze corect, nu aveau posibilitatea, fiind pacienți cu o anume patologie, să recolteze coax și holder pentru că se colabau venele datorită patologiei respective. Și atunci erau obligați să recolteze coax și seringă și să facă transferul sângelui în vacutainere. Făceau transferul sângelui în vacutainerele de coagulare, vă dau un exemplu, și prin transferul sângelui fie introduceau mai mult sânge pentru că vacutainerul are semnul până unde introduceau fie mai mult sânge, fie mai puțin sânge. Ei bine, sigur că se pierde și timp, iar când vorbim de coagulare, e foarte important atâta vreme cât ai un pacient cu epistaxii sau cu o hemoragie, o hematurie. Și tu ai nevoie rapid să identifici factorul de coagulare, se pierde timp și se consumă sigur și resurse. Sigur că asistentul trebuie să știe că dacă introduci într-un vacutainer cu citrat de natru mai mult sânge, automat îți dă valori eronate, da? Sau dacă pui mai puțin sânge. Deci sigur că el trebuie să aibă cunoștințele astea necesare, nu? Bun, dar eu ca și medic să zicem așa, trec componenta financiară pe locul 2. De ce? Pentru că scopul meu este de a asigura pacientului o îngrijire medicală cât mai de calitate. Bun. Faptul că Dar un suntem într-o asistent. țară săracă, domnul doctor, și Așa este. Deci nu contest treaba asta. Dar, repet, mai tare mă îngrijorează faptul că colegul asistent nu a făcut diferența și nu a avut capacitatea și interesul să facă diferența între salivă și spută. Deci asta mă îngrijorează mai mult decât componenta financiară. Da? Bun. exact. Am încheiat. Trecem mai departe la un alt exemplu privitor la tehnicile pe care asistenții medicali ar trebui să știe să le facă sau, mă rog, să aibă o idee despre existența lor și despre minimii pași pe care ar trebui să-i facă. Și tot în cazul patologiei respiratorii vorbim de puncția pleurală, da? Sau de biopsie pleurală. Depinde, pentru că sunt două lucruri care se pot face de către medicul pneumolog. E adevărat că biopsia pleurală se face din ce în ce mai puțin de medicul pneumolog pe ac, ea devenind din ce în ce mai mult apanajul chirurgului din foarte multe considerente și având la bază foarte multe argumente în favoarea acestei tehnici chirurgicale. Când vorbim de toracocenteză, da, indiferent de secția pe care lucrează un asistent medical, că e interne, că este secție de nefrologie, că este secție de cardiologie, că este secție de chirurgie. Pardon, asistenții medicali ar trebui să știe care sunt pașii necesari și pregătirea necesară pentru un pacient la care urmează să îi se facă toracocenteză. Și atunci, asistentul trebuie, în momentul în care medicul îi spune facem toracocenteză la pacientul X, asistentul medical trebuie să știe ce are de pregătit, astfel încât, în momentul în care se începe procedura, să nu ne trezim în fața situației de a ne lipsi un element important. Și vă spun că ori de câte ori fac toracocenteze pacienților mei, colegii mei pregătesc trusă și tot ce avem acolo, am obiceiul de a întreba când ajung acolo, avem A, avem B, avem C, avem D. Le avem. Bun, abia după ce m-am asigurat că avem toate materialele principale și Bineînțeles. necesare pentru toracocenteză, începem procedura. De ce? Pentru că n-aș vrea să mă aflu în situația în care intru cu pacient, cu acul în pacient și încep să recoltez produs și îmi lipsește, de exemplu, aspiratorul sau am un aspirator nefuncțional. Motiv pentru care atunci când folosim dispozitive medicale la recoltarea de produse și ne aflăm la toracocenteză, discutăm despre aspirator, colegii mei asistenți știu foarte bine că nu este suficient să-mi arate că am aspirator acolo, ci știu foarte bine că îmi doresc să știu dinainte că aspiratorul respectiv este și funcțional. Mă rog, și chestiile astea cred că se regăsesc în toate aspectele medicinei, acolo unde vorbim de dispozitive medicare pe care medicii le folosesc. Cred că fiecare dintre medic se asigură înainte că ele sunt și funcționale sau, mă rog, asistentul responsabil îl asigură pe medic, da,
că a verificat funcționalitatea aparatului, pentru că este complet neplăcut să, mă rog, din punct de vedere medical, să începi o procedură și să constați că dispozitivul pe care ar trebui să-l folosești, îl ai acolo, dar este nefuncțional. Iar lucrurile astea, asistenții trebuie să le știe, dar nu-i suficient să le care grămadă acolo, pentru că, mă rog, au ei în cap o listă, ci trebuie să se asigure că sunt și funcționale. Cam asta e cu investigațiile în pneumologie în mare. Dacă ori mai fi pe aici, pe acolo, nu cred că putem să le abordăm pe toate. Oare doriți să răspundem la niște întrebări? Deja sunt mai multe întrebări Da, și aș vrea sigur, dar sunt nu întrebări adresăm pe nimic. dacă cumva, domnul doctor, sunt întrebări care sau off topic sau considerați că nu se pot da răspunsurile, eventual le spuneți și, deci, Coroliu Calina întreabă, e specific un caz. Bună seara, am o fetiță de 10 ani care este cu tratament pentru alergie în urmă cu 6 săptămâni. A avut o viroză tratată de medic de familie, iar de atunci, în fiecare seară, are un puseu scurt de tuse seacă. Bun, în primul rând, îmi pare rău să o dezamăgesc pe doamna Coraliuc, dar de regulă nu tratez copii. Sau nu de regulă, nu tratez copii. Am foarte puțini copii pe care îi îngrijesc. De regulă sunt copiii unor colegi de-ai mei și colegii unor pacienți de-ai mei care insistă să mă ocup și de copiii lor. Însă de ce nu tratez copii? Dintr-un singur considerent, copilul până pe la 16 ani, da, face apanajul pediatriei. Noi, ca și specialitate de pneumologie, nu avem în curriculum la de pregătire niciun stagiu care să implice patologie pediatrică sau patologia respiratorie a copilului. Însă, atunci când vorbim de anumite patologii, putem să intervenim. De ce? Pentru că nefiind o specialitate de sine stătătoare în România, pneumologia pediatrică, sunt foarte multe situații în care medicul pediatru nu are instrumentele necesare să intervină. Motiv pentru care atunci când avem un medic pediatru care ne solicită ajutorul, mergem și facem echipă. Însă puține sunt cazurile în care eu personal mă ocup de îngrijirea copiilor. Și Însă, aici am vrut să le arăt, ziceți. să-i răspund doamnei până la Da. capăt. Atunci când vorbim, sau în cazul doamnei, când vorbim de un copil de 10 ani care are și o componentă alergică și un episod viral identificat de medicul de familie, vreau să-i spun că nu de foarte puține ori pacienții și copiii rămân cu o astfel de coadă de tuse, da? Cu un sindrom tusigen post-viral, care poate să mai dureze o perioadă. Dacă el este suficient de supărător, astfel încât să strice calitatea copilului, el poate fi tratat simptomatic tot prin medicul de familie, dacă consideră. Dacă medicul de familie consideră că îl depășește această tuse, copilul se îndrumă către medicul pediatru. De regulă, dacă această coadă de tuse post-virală nu vine la pachet cu manifestări de tip insuficiență respiratorie, atunci, în funcție de calitatea vieții copilului, se decide dacă se așteaptă ca tusea să remită de la sine sau se intervine simptomatic cu o schemă minimală de tratament. Cam cât este perioada asta de tuse post-virală? Până în 3 săptămâni? Parcă vă întreb că nu? Nu este Depinde. tipic. A, depinde. Depinde. Sunt unii pacienți care pot să tușească și nu puține sunt cazurile care au simptomatologie, care au un soi de tuse post-virală care poate să dureze până la 2 luni. Da? Doar că tusea merge din ce în ce mai, să zicem așa, în scădere. Doar că de foarte multe ori pacienții nu vin la doctor pentru că tusea este foarte supărătoare. Și trenând foarte mult, devine îngrijorătoare, da? În sensul, domnule, de ce trenează atât? Și, pe de altă parte, mulți vin la medic, ei știu din capul locului, se cunosc, domnule, știi, eu tușesc vreo 2, 3, 5 săptămâni după ce am o intercurență de genul ăsta.
Doar că, mă rog, lucrez într-un birou și o chestie de genul ăsta și e presiunea colegilor că vezi, Doamne, de ce Da. tușesc. Și atunci am nevoie de o evaluare în ideea de a-mi da niște tratament simptomatic. Cam astea sunt motivele pentru care pacienții se prezintă la medic pentru sindroame de tusigene postvirale. Am vrut să vă dau de exemplu colegilor, să le arăt că un medic știe să spună nu știu aici, adică nu are orgoliu să se bată cu. Deci trebuie să știi să spui când la ceva nu te pricepi. E mult mai cinstit să spui nu mă pricep decât să iei aerul ăla de autosuficiență și să-ți dai cu părerea în mod prost, să pui viața în pericol a pacientului. Se întâmplă de multe ori, văd pe grup o astfel de atitudine și omul trebuie să fie conștient că trebuie să spună nu știu când nu știe. Asta am vrut să specific. Eu am o vorbă sau două vorbe pe care le spun pacienților. Nu de foarte puține ori sunt situațiile în care le spun pacienților, domnule, nu știu ce să-ți fac. Am pacienți care se prezintă cu o anumită simptomatologie de 3, 4, 5 ori. Da? Le fac lucrurile pe care le fac în mod normal pentru patologia respectivă. Mă gândesc la diverse lucruri, încerc diverse scheme de tratament pe care le discut cu pacientul și pacientul zice, domne, treaba nu e bună. Și atunci zic, domne, știi care e treaba? Atât m-am priceput, atât am făcut. Hai să te trimit mai departe. Da? Deci nu mi-e rușine să spun treaba asta și este una dintre abordările pe care o am față de pacienții mei. Mulți nu agrează. Haide, domne, mă trimiți la X sau la Da. Y sau ce crezi că e? Haide, domne, hai mai dăm ceva aici. Și le spun, domne, nu-ți mai dau că e clar că greșesc undeva. Da? Nu le știu Da. pe toate. Asta este una dintre abordările pe care o am și foarte mulți pacienți pot Dar să este o mare afirme. calitate, domnul doctor, o mare calitate pe care o întâlnim foarte rar în ziua de azi, pentru că lumii este foarte greu să spună nu știu, nu înțeleg de ce. Deci chiar nu Și înțeleg. mai este un lucru pe care sau pe care îl subliniez pacienților în anumite contexte, și anume, domnule, când te duci la un doctor, și doctorul la susține că el e cel mai bun și le știe pe toate, este primul semn că trebuie să faci stânga împrejur și să pleci, da? Nu Exact. ai cum să le știi pe toate. Pentru asta specialitățile s-au ramificat cât mai mult, cât mai mult, Exact, cât mai exact. mult, da? Și la un moment dat vom ajunge în situația în care medici pneumologi vor face doar broncoscopii și există în România medici pneumologi care fac doar broncoscopii. Pardon, avem în România medici pneumologi care fac doar somn. De ce? Pentru că ei aia știu să facă foarte bine. Avem medici care se ocupă doar de tratamentul BPOC și al astmului. Avem medici care sunt specializați, de exemplu, doar pe fibroze pulmonare. Mă rog, în speță tratează fibroze pulmonare. De ce? Pentru că ei s-au specializat oarecum și au experiență pe partea asta. Și acolo vom ajunge. De ce? Cu cât ai un număr de boli mai limitate pe care le îngrijești, da, cu atât mai mult sau există șansele ca să le știi mult mai bine, da, și să faci treaba mult mai bună, să ai succes cu terapiile pe care le recomand, sunt mult mai mari, comparativ cu un medic care tratează 100 de boli. Exact. Mai este o întrebare, o afișez pe ecran acum. Am afișat-o ca mare. Cum trebuie să colaboreze un medic oncolog cu un medic pneumolog? De exemplu, un medic oncolog tratează un pacient cu cancer bronhopulmonar operat pentru înlăturarea tumorii. Îl tratează cu citostatice timp de 4 luni, fără să asculte odată pacientul pulmonar. După acest tratament, pacientul face un CT în care constată că tumorul a crescut. Ce trebuie să facă mai departe pacientul? Să meargă în continuare la oncolog sau și la pneumolog? Trebuie o Bun, colaborare? aici cred că doamna are pe cineva în familie cu asemenea situație sau este coleg de-al nostru asistent. Mă rog, este foarte greu să-i răspund punctual ce este de făcut. Ideea este în felul următor. Un medic oncolog pune degeaba stetoscopul pe pacient diagnosticat sau cu suspiciune de tumoră pulmonară. Și aici trebuie să clarificăm niște lucruri. Nu știu din ce zonă a țării vine pacientul nostru sau situația respectivă, însă în zona în care eu activez, și anume în zona Galațiului, se întâmplă în felul următor. Medicul pneumolog sau pacientul se prezintă la medicul pneumolog pentru o anumită simptomatologie. Medicul pneumolog stabilește că pacientul are o suspiciune de tumoră pulmonară. Da? Ca să poți să pui diagnosticul de tumoră pulmonară,
Ai nevoie de un cumul de investigații, însă examenul, să zicem așa, în baza căruia se prescrie tratamentul oncologic, da, și vorbim de chimioterapie, este examenul histopatologic. În momentul în care ai o suspiciune de tumoră pulmonară, i-ai făcut bronhoscopie pacientului, i-ai luat biopsie și ai stabilit că ai o tumoră pulmonară de tipul X, da, pacientul se îndreaptă către oncologie. Medicul pneumolog și medicul oncolog degeaba pun stetoscopul pe un pacient, pentru că ei nu pot să evalueze evoluția patologiei tumorale cu stetoscopul. Cu stetoscopul se evaluează alte aspecte respiratorii. Când evaluăm pacienți oncologici, conduita este așa: tomografie, s-a stabilit că este suspiciune de tumoră pulmonară. Se face bronhoscopie. În funcție de examenul bronhoscopic, se ia biopsie sau pacientul merge către chirurgie. Dacă pacientul a mers către oncologie, e clar că s-a luat examen histopatologic prin examenul bronhoscopic, pacientul s-a îndreptat către oncologie, unde înțeleg că a primit 4 cure de chimioterapie. Singura evaluare după 4 cure de chimioterapie sau printre evaluările care se fac, una dintre evaluările importante în oncologie este reevaluarea tomografică. Prin tomografie compar prima tomografie cu cea de-a doua tomografie după cele 3 sau 4 cure de chimioterapie și vezi care este evoluția tumorală, da? A procesului tumoral. Dacă procesul tumoral a cunoscut o evoluție, este clar că nu a răspuns la tratamentul oncologic sau răspunsul nu a fost suficient de important. Motiv pentru care medicul oncolog decide ce se întâmplă mai departe cu pacientul, în sensul că îi se schimbă Chimioterapeutul, tratamentul. tratamentul oncologic sau mai dorește o evaluare oncologică. De regulă, o reevaluare pneumologică. Însă, de regulă, în momentul în care ai făcut o a doua tomografie de control și constați că procesul tumoral este în evoluție, de regulă medicii oncologi decid să schimbe tratamentul chimioterapic pe care îl administrează. Însă, în același timp, vreau să subliniez că tumorile pulmonare sunt forme extrem de agresive și cam 75% dintre ele sunt diagnosticate într-un stadiu care nu are indicație chirurgicală, ci are indicație de tratament oncologic. Din cele care au indicație de tratament oncologic, un procent destul de puțin, de mic, da? N-aș putea să spun exact cât, au un răspuns favorabil pentru un timp la tratamentul oncologic. Deci, tumorile pulmonare sunt de regulă suficient de agresive, astfel încât răspunsul oncologic să fie unul destul de limitat, da? Și ca și beneficiu, cât și în timp. Motiv pentru care pacienții cu forme de cancer pulmonar care ajung la tratamentul oncologic, răspunsul terapeutic este unul limitat și este foarte greu de spus sau cuantificat ce este de făcut mai departe. De ce? Pentru că ține foarte mult de statusul general al pacientului, de patologia asociată, cardiacă, respiratorie, fiind foarte bine știut că multe terapii oncologice, mă rog, au și o componentă de afectare cardiacă. E de discutat, însă, din ce am înțeles de la doamna vis-a-vis de cazul pe care l-am menționat, din punctul meu de vedere, ascultarea cu stetoscopul nu aduce niciun beneficiu, nu schimbă cu nimic atitudinea terapeutică, iar repetarea tomografiei în care se constată o evoluție este o atitudine absolut corectă, în baza căreia medicul oncolog probabil va decide să-i schimbe tratamentul oncologic. Atâta timp cât pacientul este confirmat ca și cancer pulmonar, nu prea mai face apanajul pneumologului decât dacă se pune problema unei intervenții chirurgicale de tip curativ și atunci el trebuie reevaluat respirator astfel încât să reducem riscurile anestezice și postoperatorii cât mai mult. În sensul că poate pacientul are un BPOC sau un astm asociat și ele ar trebui tratate înainte de operație. Însă atitudinea pe care a prezentat-o sau situația pe care a prezentat-o doamna mai devreme, mi se pare o atitudine corectă a medicului oncolog.
Domnul doctor, așa cum revin un pic legat de întrebări medicale, văd că nu mai sunt, însă asta este o întrebare legată de atitudinea asistentelor de pe secție vis-a-vis de începători și de elevi. O colegă, probabil elevă sau știu eu, scrie: Ja. sunt asistente care sesizează că nu faci procedura corect, dar nu te corectează. Asta sigur arată nepăsare. Se întâmplă des când ești elev să faci practică și sau voluntariat. Ca și atitudine, dumneavoastră interveniți în vreun fel în atitudinea lor sau nu? Deci, din punct de vedere al pregătirii colegilor asistenți medicali, ei ar trebui să stea să facă practică împreună cu colegele asistente medicale, de la care ar trebui să învețe anumite proceduri. Eu, ca și medic, nu pot să intervin în astfel de cazuri decât să le rog pe asistente și să le sugerez să se ocupe mai important de pregătirea colegilor asistenți. Însă vă spun din experiență personală cât eram sau cât am fost student, da? Și rezident, nu de puține ori, mă rog, mai mult student, da? Nu de puține ori aveam practică în diverse secții, da? Și pur și simplu nu făceam altceva decât să frecăm zidurile, pentru că cineva își dorea doar să ne facă prezența la venire și la plecare, fără să fie interesat dacă am învățat ceva sau nu. Da, recunosc, se întâmplă această chestiune. N-aș putea să vă spun de ce. Îmi doresc să se întâmple mai puțin, însă pregătirea colegilor asistenți trebuie să fie să cadă în sarcina colegilor asistente. Dacă mă întrebați pe mine, în momentul de față e un pic neclar cine ar trebui să se ocupe de pregătirea elevelor și studentelor mă rog, a elevelor, da? Din școlile post-liceale sau de la facultatea de asistenți medicali, să se ocupe de pregătirea lor. Însă, din punctul meu de vedere, ar fi mult mai util ca unul, doi asistenți din spital să fie cumva responsabili pentru pregătirea lor. În momentul de față, din ce am înțeles, ei sunt repartizați, doi pe secția Y, trei pe secția X și, mă rog, se țin și ele de una, două asistente care sunt mai deschise în a le arăta diverse tehnici. Îmi place să cred că acest refuz de a le arăta anumite lucruri derivă mai mult din volumul mare de muncă și timpul scurt pe care l-au la dispoziție ca să termine treaba, decât din nepăsare și dezinteres față de colegile mai tinere. Domnul doctor, așa cum haideți să trecem așa rapid, scurt, că nu vă mai rețin, deja de 2 ore și 15 minute suntem aici, dar am vrut să vă întreb legat de situația asta cu pandemia, la dumneavoastră au fost cazuri pe secție? O să vă răspund scurt, Vă rog. da? Scurt și aș vrea să nu, cel puțin la momentul ăsta, aș vrea să nu detaliem subiectul din multe considerente, dar dacă vreți într-o ediție specială sau într-o altă ediție să discutăm doar despre Chiar ne patologia îmbucură din suflet, COVID. chiar ne îmbucură. În Galați există foarte multe cazuri de pacienți confirmați cu COVID-19. Unul dintre cazuri sunt eu, da? Și nu discutăm mai mult. Într-o ediție, într-o altă ocazie, dacă interesul este, discutăm în speță despre COVID-19 la modul general, pe informațiile pe care le avem la momentul ăsta, fără să discutăm cazuri anume. Însă, dacă cumva există, să zicem așa, sau circulă printre colegii asistenți ideea că acest SARS-CoV-2, acest virus care circulă și ne-a dat peste cap viața, este doar o chestiune conspirativă împotriva noastră, a cetățenilor, de a ni se restrânge drepturile și libertățile, îi asigur că e o chestiune, mă rog, e o idee greșită, pentru că virusul chiar există, este extrem de contagios și extrem de agresiv. Și în ciuda a ceea ce se spune, că pe tineri nu prea îi afectează sau că ei fac forme ușoare sau moderate, să știți că sunt doar parțial de acord, pentru că și tinerii pot face forme extrem de severe care să necesite intervenție terapeutică și intervenția colegilor din secția de terapie intensivă. E o boală extrem de urâtă despre care se cunosc foarte puține.
Și mai grav decât atât, nu avem conduită Tratament. terapeutică. Da, din păcate, da? Putem să dăm tratamente simptomatice și să ne bazăm cumva sau în mare ne bazăm pe rezistența organismului. Cu cât rezistența organismului este mai scăzută, cu atât, să zicem așa, boala poate fi să aibă un potențial letal crescut. Dar, mă rog, despre COVID-19, dacă Dacă vreți, putem. doriți, chiar ne-am bucurat din suflet să facem o ediție specială, numai asta ar fi prea multe de vorbit aici și Exact. Exact. haideți să, o singură, ca final, așa, domnul doctor, ce sugestii aveți pentru viitorii asistenți? O, una singură. Una singură. Da? Și, mă rog, le-o spun și studenților mei de fiecare dată de câte ori am ocazia. Cred că pe studenții de anul 4 i-am plictisit cu această chestiune. Și anume că înainte de a fi medici asistenți trebuie să fim oameni. Deci cu asta trebuie să plece din toată povestea noastră. Da? Super, Când ești super. asistent, când ești doar asistent, când ești doar doctor, te duci acolo ca să-ți iei salariu. Când ești om, deja lucrurile se schimbă și atitudinea față de colegi și față de subalterni, față de șefi se schimbă. Atitudinea față de pacienți se schimbă dacă înainte de a fi cine suntem, suntem oameni. Super, super. Mai era atâta, domnul doctor, domnul Silviu vă întreabă și nu vreau Așa. să nu-i răspundem tocmai dânsului. Ne spune dacă apnea obstructivă, cui trebuie să se adreseze? Bun, uitați că am mai văzut o întrebare înainte să Da? este adresată de colega mea, Cristina Bobeș, da? Ah, da. Da? Bun, și eu o să răspund. Deci, vis-a-vis de apnea în somn. Da. Și cui trebuie să ne adresăm în acest caz? Păi, în acest caz, domnul Silviu Diaconu trebuie să vină să o soluție. Trebuie Știe să foarte. vizitați pe domnul doctor, domnul Exact. Diaconu. Știe, am discutat aspectele astea, trebuia să vină să rezolvăm problema, doar că din nefericire pentru noi, pentru dumnealui și pentru întreaga lume, ne-a cuprins această pandemie care cumva a restrâns drepturile sau accesul pacientului în serviciu medical din anumite considerente, adică din considerentul de a-l proteja pe pacient și de a-i scădea riscul cumva ca așteptând prin spitale și printre alți pacienți să nu cumva să se infecteze. Da? Deci domnul Diaconu știe ce are de făcut, motiv pentru care atunci când lucrurile vor reveni la normalitate, știm ce trebuie să facem. Și colega noastră ne întreabă, testele COVID-19 sunt eficiente? Mă rog, e o discuție foarte lungă. O să răspund strict punctual discuții pe care le-am avut și cu colegii mei astăzi, atât cu medici radiologi, cât și cu medici infecționiști și medici de laborator. Fiecare test în parte și aici o să le împărțim în două. Testele PCR, că despre asta se vorbește, au și ele nu sunt specifice 100%. Și au și ele o marjă de eroare foarte importantă în sensul de teste fals pozitive și fals negative. Da? Și nu o să dezvoltăm ce înseamnă fals pozitiv, fals negativ, pentru că ne-am mai întinde suficient de mult. Iar testele rapide pentru identificarea IgM și IgG, da? La fel au și ele niște limite, însă nu aș merge pe teste rapide atunci când vorbim de diagnostic, decât dacă în prealabil avem două teste PCR făcute și de regulă ele sunt negative, în sensul că cumva ne aflăm într-un impas de a pune diagnosticul, însă aș merge pe test rapid de identificare a IgM-ului dacă pacientul are simptomatologie respiratorie clară, da? Dacă pacientul are două teste PCR negative la interval de 2-3 zile făcute și dacă pacientul are imagistică radiologică în sensul de radiografie sau tomografie pulmonară sugestivă de COVID-19. Și mai mult de atât n-aș vrea să dezvolt pentru că ducem discuția mai departe, ne lungim și nu cred că putem să înțelegem foarte mult decât dacă ne axăm pe această patologie într-o altă O să discuție. discutăm specific într-o altă zi. Atât am vrut să concluzionăm, domnul doctor, legat de relația noastră între medici și asistenți, că încrederea nu se dăruiește din partea medicului. Asta vroiam să știe asistenții, se câștigă prin Nici muncă. invers, nici invers. Da, e adevărat.
E adevărat. Deci trebuie construit așa. Asta se construiește. Deci se câștigă, nici de cum nu se dăruiește. Adică nu poți să intri nou pe o secție și să zici, păi, n-are încredere în mine. Păi n-are cum să aibă, nu te cunoaște. Câștigă-ți încrederea și pe urmă există o anumită relație între noi. Evident. Exact. Exact. Bine, domnul doctor, eu vă mulțumesc din suflet că Cu ați stat toată. atâta timp cu noi și dacă putem stabili pe viitor o întâlnire, o facem în privat. Sper din suflet să fiți disponibil. Sigur că da, dar în întâlnire în care să discutăm doar despre COVID-19, Exact. Păi se dacă pare există. că există, domnul doctor, și uitați că în continuare pun întrebări, nu o să vi le mai citesc, o să eu pe le păstrăm. Le păstrăm și într-o ediție ulterioară sau într-una dintre zilele următoare putem să discutăm pe larg despre această nouă patologie în lumina strictă a informațiilor pe care le avem la momentul ăsta, informații care, mă rog, sunt cumva așa suficient de neclare, nu sunt foarte bine conturate, pentru că nu cunoaștem boala suficient. Dar în lumina informațiilor pe care le avem putem să discutăm strict despre această nouă patologie. Perfect. Mulțumim de disponibilitate, domnul doctor, și atunci sperăm să ne vedem într-o ediție viitoare. V-am pupat, seară plăcută. La Bine, revedere. la revedere. Bun. Dragii mei, vreau să vă mulțumesc și vouă pentru participare și vreau să vă spun că următorul va avea loc în data de 5 mai, 5 mai, da, bine spun, marți, în data de 5 mai, ne vom întâlni cu colega noastră Elena Lung. Ea este, pe ați mai văzut-o în live, este profesoară și profesoară de nursing. Are foarte multă experiență pe oncologie și, așa cum ne-a promis, o să intre într-un live cu noi și o să ne vorbească despre camerele implantabile. Dragii mei, o discuție foarte interesantă va fi cu ea. Este foarte important să știm să îngrijim, să știm să cunoaștem camerele implantabile și să știm să administrăm și să extragem, să introducem acele pentru camerele implantabile. Pe urmă o să anunț ulterior toate celelalte live-uri. Vom mai avea live și cu domnul doctor despre COVID-19 în funcție de cum o să aibă și dânsul disponibilitate. Fiecare live următor va fi anunțat după închiderea live-ului. Deci, începând de mâine, voi anunța live-ul cu doamna colega noastră Elena Lung. Încă o dată vă mulțumesc de răbdare și de participare și ne vedem în 5 mai la ora 20:30. Seară plăcută, dragii mei! Multe sfaturi și trucuri, accesați www.medataloș.ro, iar dacă doriți să sprijiniți acest proiect, nu uitați like și share.